Salutare, prieteni, înaintea unui episod cu adevărat special, tare de tot. De ce special? Din mai multe motive. În primul rând, așa cum vedeți, ne-am mutat în casă nouă. Acum, odată cu temperaturile scăzute, am intrat, iată, într-un studio Bug 52 sau Bug 52, dotat cu tot ce trebuie în materie tehnologică în al doilea rând special pentru că iată are legătură acest episod cu ziua de 1 decembrie, cu ziua națională și nu în ultimul rând pentru că avem un invitat special, Ana Maria Prodan. Acum, înainte sau cu ocazia zilei de 1 decembrie. Să râd mâna! Te, pup. Te e tare pup. și de eu. tot la voi. Tare de tot. Îți da. mulțumesc că ai venit aici la noi. Suntem împreună cu cei care ne urmăresc și cu prietenii și sponsorii noștri de la Betano. Ce face Ana? Uite ce să fac cu tinerețea. Să nu mă întreb câți ani împlinesc, pentru că împlinesc pe 17 decembrie o sumă fabuloasă de ani. Așa. 30, nu? Da. Nu, no, fii atent, fapt împlinesc 50 de ani pe 17 decembrie. Și mă simt mai bine ca niciodată în viața asta. Și uh, mă uitam acum la studioul tău, m-am gândit, zi, băi, au venit uh, mulți, mulți înaintea mea la tine, dar emisiunea asta, că o faci pe 1 decembrie, eu fiind întâia femeie a țării, <laughs> întâia în fotbal, nu? E bine, că tot e legat da, de numărul 1. intenționat, am vrut să programez discuția asta cu tine în preajma sau... Având legătură cu această zi. Pentru că ai văzut, toți cei care ne ocupăm cu așa ceva, vrem să aducem de 1 decembrie oameni și din comun, români populari, români așa. celebri, români care sunt ieșiți sea din, din sfera normalului și vor sau nu vor unii să recunoască, așa e și Ana Maria Prodan. Îți mulțumesc mult! Știi, e chestie de, de cât de puternic e să recunoști. Când un om, într-adevăr, a lăsat o urmă în viața lui și o urmă frumoasă și o urmă adâncă, știi? Eu, dacă-ți aduce aminte, cu mulți, mulți ani în urmă spuneam că un prieten comun, că e de ce trebuie să fim prietenoși, da. un prieten comun, Giovanni Becali, da. a lăsat o urmă adâncă în impresariat. La da. vremea lui, în acel moment, chiar dacă alerga singur în cursă, a lăsat o urmă adâncă și pentru asta merită felicitat și nu uhum. urât, nu hai să vorbim mult, să spunem că e nimeni față de ce fac eu și de ce am făcut eu la nivel, la absolut orice nivel, da, e sub mine. Pentru că ăsta este adevărul, dar uh, cred că e normal că sunt o generație mult mai tânără, o generație care a avut uh, deschidere la mult mai multe lucruri decât au avut generațiile lor. Uhum. Da, acum în ce relație ești cu ei? Pentru că... Spunem lucrurilor pe nume aici, nu? Știi? E înțepat, e atacat în unele. Dar mie îmi place. În... Știi? Nu, eu nu doream Pentru să începem că... așa, dar... da. Mă... auzi, e o da. discuție liberă. Știi ce se întâmplă? Uh, nicăieri unde merg la niciun podcast, nu trebuie... Vreau pe mail discuția, întrebările să mi le pregătesc. N-ai în... fi tu. Nu pot eu. N da, fi nu, tu. nu pot. De asta da. n-am putut în viața mea în televiziune să citesc de pe prompter. Da. În ce relații? Băi, când vine vorba de bani în lumea asta, și banii din fotbal, care nu s puțini, e foarte greu să fii om, că trebuie să ai o, o educație aparte, știi, să poți să spui, domne, este loc pentru soare pentru toată lumea. Și este bătaia asta pentru întâietate, nu? Iar eu așa am fost programată, cred că din burta mamei mele, să fiu mm -hmm. numărul unu. Era clar că nu puteam vreodată să fiu paharnicul sau să aduc cafelele la Giovanni Becali la birou, doar că era marele Giovanni Becali. Pentru că eu am stat la masă cu ei de când sunt mică, având bani, având notorietate, având un nume uriaș, având o familie uriașă. Eu n-am stat sub masă cu ei, știi? Mm -hmm. Eu am stat întotdeauna la masă. Și am stat și am vorbit de la egal la egal, fără să îmi pese că el a făcut transferul lui Hagi sau lui Gică Popescu, că eu vin spun și eu l-am făcut pe alu uh, Stanciu și eu l-am făcut pe alu Pintili, pe alu Băurceanu. Adică, cred că avem acolo, suntem la fel. Repet, eu până la urmă, făcând transferurile care au, pentru care au vuit uh, trei țări din lumea asta, mm -hmm. România, Cehia și Belgia, da. iar la Man, făcând eu, 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 eu transferul, și Giovanni s-a dus cu pachetul, cum ar veni, doar să livreze. De acolo v-ați luat voi, acolo a fost picătura care... Nu, nu, nu noi ne-am noi -am -am luat am l -am. de foarte multă vreme și lumea ori nu știe, ori a uitat, că au trecut foarte mulți ani. Noi ne-am luat de când eu... În 2006 am spus așa, intru în fotbal. Ba, ce râdeau toți, ce se înghiolteau. zis băi, încă o dată. Intru în 2006 și într-un an de zile sunt numărul 1. Iar în anul ăla eu am semnat așa, Gabi Tamaș, Nicolae Dică, deci vorbești de jucătorii top, top, top. Da, nu era nu erau un jucător peste ăștia. Uh, antrenori uh, uh, Ioan Andone. Uh -huh. Deci foarte mulți am semnat atunci. Cristea, prințul. Da. Echipa națională. Îți dai seama, nu ce s-a întâmplat, că s-a făcut liniște, nimeni nu înțelegea ce se întâmplă. Ți minte, a părut să cel mic, Gigi, uh, domne, i-a arătat o țâță, i-a arătat o nu știu ce. Bă, uite ce ghinion, n-am arătat nimic și tot am semnat. Știi? Da. Dar ei au fost obișnuiți cu fetele care arătau tot. Și atunci, în mintea lor, mai fiind și macedoni, era chestia asta, domne, femeia trebuie să ori să arate, ori să locuiască sub birou, uh -huh. ori să facă mâncare și copii. Uh -huh. Atât. Deci, practic, tu ai spart un monopol al bărbaților. Asta Dar bineînțeles. E... Pentru că, întotdeauna când am hotărât să fac ceva, eu niciodată nu mă gândesc, mă, oare o să reușesc? Nu, la mine este, dacă am hotărât să atac zona aia, e câștigată. E chestie de mentalitate și de chestie de cum te montezi singur, știi? Eu, de exemplu, în politică, acum eu spun așa, eu voi face istorie în lumea politică. Deci știu, mm -hmm. nu există că mă gândesc dacă voi putea. Nu, nu, pot și voi face. Și fac deja. Dar spunem așa, ai fost uh, educată, crescută da. sau Spartan. pe Spartan. Da? Spartan, dintr-un tată cadru militar. Da, vi uh, uh, ulterior a terminat facultatea de drept, dar uh, exact cum am mai spus, Ana Maria, cât e ceasul? 10 seara. Ok, trebuie să dormi în 3 minute. În 3 minute dormeam. Mâine dimineață, da, ai 4 minute să te trezești, să te speli, să mănânci, să te îmbraci, să fii la mașină. Aveam 4 minute. Și așa am crescut. Uh -huh. Și astăzi eu la fel so am crescut copiii. Sora ta e la fel? Sora Pentru că și ea bănuiesc că a avut la, parte de aceeași educație spartană. Da, ta. dar ea fiind mai mică și olimpică din toate punctele de vedere la învățătură, la ea se trăcea cu vederea că e mai mică cu șapte ani decât mine, știi? Și bătaia mea o luam eu. Iar ea învăța. Ea învăța foarte, foarte bine. Ea în clasa 6 era locțitor de unitate pe școală. Deci îți dai seama pe vremea aia ce era. Îi furam șnurul bleu, că plăcea să am și eu, n-aveam. Îi <gântuia> luam pe al ei <gântuia> și eram șefă. Și... Da, dar ea niciodată n-a fost în centru la Nu-i place. A, nu-i place? Nu, urăște cu patimă. Deci întotdeauna a adică fost dacă distreție... n-ai fi spus tu că ai o soră de-a lungul timpului, cred... nu știa nimeni că ai o soră. Nu, eu cred că 80% nu știu că există o soră, Anca, cu șapte ani mai mică decât mine, de o deșteptăciune uluitoare, Uh, cu facultate de litere terminată cu uh, nota 10, uh, stă în America de 20 și ceva de ani, este agent imobiliar și uh, vinde case de lux, are licență în două state, California și Nevada, este top of the top. Uh -huh. Adică într-o familie extrem de mediatizată. Da, tu mediatizată, fostul, mama, fostul soț mediatizat. Da, toată lumea. Toată lumea din familie. Mama, tot două persoane, mă rog, exceptându-l pe tatăl tău care a murit. La fel. Tatăl meu să știi că la fel. Ai, e la fel foarte era... low profile, niciodată îi spunea mamei mele, tu ești vedeta, tu ești în lumina reflectoarelor, eu am grijă de, de voi. Uh -huh. Dânsul cu ce s-a ocupat? L-ai pierdut destul de, de vreme, adică aveai undeva la 19 ani, nu? 18 Dacă... ani, fă, împlineam 18 ani și el a fost cadru militar, a, a lucrat în armată, după care în poliția română și spre final de viață, că nu a trăit foarte mult, 54 de ani, în avocatură. Da, am constatat cu surprindere, urmărind fel de fel de discuții între oamenii care fac emisiuni, podcast și Ana Maria. Că a însemnat foarte mult pentru tine, pentru că până când a încetat din viață, practic el a fost de toate. Mama și tata, da. Eroui și... vieții mele. Eu n-am avut niciodată eroi, nu m-am închinat la nimic, știi? Decât la tatăl meu. Știi, fetițele în general își, 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 își idolatrizează tatăl. Așa a fost cu mine, a fost eroul vieții mele. M-am învățat absolut tot, a fost pentru mine tată, mamă, prieten, bunică, absolut tot, pentru că mama uh, călătorea foarte mult cu turnele ei în străinătate. Pe vremea aia, mama pleca în străinătate, pe timpul Ceaușescu. Uh, și uh, a avut grijă de noi ca de Dumnezeu. Adică ne-a crescut așa, ca o mamă, și uh, în momentul în care l-am pierdut, pentru mine a fost un șoc, pentru că nici așa? în ziua de azi n-am înțeles de ce. Uh, era și foarte tânăr și n-a avut niciun fel de problemă niciodată medicală. Dar asta este viața. Dumnezeu îți dă întotdeauna cât de mult poți duce, niciodată mai mult. Pierderea asta te-a te, -a, te -a întărit la momentul ăla și te-a făcut să devii inclusiv ce ești acum. M-a zguduit Ca personalitate, tare. ca atitudine, um, ca bărbăție. Ca bărbăție, Pentru că ai și spus, m-a crescut ca un băiat. Ai și un spus, băiat. paranteză, da. scuze, după ce împlinesc 50 de ani, nu mai vreau eu să fiu bărbatul în da, casă da. nu așa mă este. gândesc că are legătură cu asta da, pentru că vezi, mi-a inoculat din totdeauna și crescând ca un bărbat, ca un băiat pentru că el și-a dorit cu ardoare băieți și n-a avut decât două fete uh, m-a crescut exact așa tatăl meu, de exemplu, m-a învățat să trag cu armă lucru pe vremea aia nu, nu existau fete decât dacă lucrau în poliție și erau foarte puține dar cine vreodată se gândea că un avocat da, își duce fetița să învețe să tragă cu arma Sau la călărie, să învețe să călărească. Și îmi spunea, nu se știe niciodată când, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu mașina și trebuie să te descurci. Trebuie să știi să mergi călare pe un cal. Uite se seama că la vremea mă uitam, ok, n aveam curaj. Și tu ai prins niște vremuri da, când nu puteai da. să te uiți la părinți să le întorci vorba sau... Dar aminte pe vremea mea. Era un respect fabulos. Acolo, în gândul meu, ziceam eu, îți dai mă, mama mea. Dar astăzi le mulțumesc pentru educația pe care mi-au dat-o și pentru felul strict în care m-au crescut. Cu toate că am avut câțiva ani în viață când am refulat. Am vrut să arăt că sunt eu Ana Maria. Uh -huh. Deci eu în viața asta, dacă mor mâine, nu-mi pare rău. Că am trăit cum n-a trăit nimeni pe pământ, să știi. Și apropo de, de părinții tăi, indiferent ce îi face tu și cât de mult ai ieșit în evidență prin tot felul de activități și de acțiuni, vrei nu vrei, ți se dezvăluie și latura asta sensibilă. Uite, acum ceva vreme erai la Mormânt, la Ionela Prodan, cu Lăutar, dacă nu mă înșel, nu? Da, am făcut un uh, mic festival. Adică lumea, cred că unii n-au înțeles, dar cei care au cunoscut-o și au făcut așa legătura și au uh, realizat un film, se ei dus că... ce îi plăcea. Cumba. Dar, bineînțeles, să știi că numai noi, pentru că suntem o țară care încă nu s-a trezit din comunismul la înțeles greu și greșit. Prejudecăți. Da, să știi că țările din, de pe acest pământ, de exemplu, se îmbracă în alb la mormântare. În ziua de Revelion, brazilienii se îmbracă în alb. Un nou început. Înțelegi? Adică albul este culoarea purității. Este. și de Mires. Bineînțeles. Deci nu există asta cu negru, numai la noi este. Noi ne îmbrăcăm în negru și încă, eu știu, câteva țări de pe lângă noi care la fel au moștenit uh, ideea de comunism prost au, au, uh, 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 au înțeles-o foarte, foarte greșit. Uh, N-are nicio legătură. Dar crezi că dacă mori, ce, ce, fa ce trebuie să faci? Să te întinși și tu acolo și să mori și tu. Asta ar trebui în viziunea unora, Nu? Nu, eu m-am îmbrăcat în verde, m-am îmbrăcat în alb, în crem, m-am îmbrăcat în culorile normale, pentru că nu există cineva a murit și gata, nu mai există. Nu, sufletul ăla, energia aia, rămâne forever. Legătura aia rămâne forever. Nu, am luat un, un corp, da, care a murit, îl punem în pământ, am închis, gata, facem poman anual. Nu, pentru mine mama mea este Trăiește fiecare Trește. secundă prezentă. Trăiește. Da. Dar așa și trebuie să fie. Ai idei de genul ăsta de, de viața de după moarte, dacă tot da, am... eu cred că noi suntem energie pură și cred că de fiecare dată venim cu o misiune pe pământ. Și, de fie... și eu am simțit chestia asta de foarte multe ori. Pentru că vezi, eu de când am conștientizat ce se întâmplă și unde sunt, am știut că trebuie să uh, schimb destine în adevăratul sens al cuvântului. Și asta am făcut, dacă adică vezi, în viața asta. te consider aleasă să schimbi destine? Nu, cred că asta a fost misiunea vieții mele. Păi asta spun, da. aleasă. aleasă. pentru acest... și am venit cu acest scop. Și asta am făcut în viața mea. Am devenit agent de jucători. Le-am schimbat total viața lor și familiilor lor. Nu? I-am luat pe mulți din niște orășele sau dintr-un sătuc uitat de lume unde nu aveau nici măcar linoleum pe jos, nu pământ aveau pe jos. Și asta sunt milionari. Asta, asta a fost dorința vieții mele și știam că este de undeva venită. Și forța cu care am luptat pentru jucătorii mei era tot pentru a le schimba destinele. Mm -hmm. Dar vreau să mă rămânem puțin la părinții tăi, la mama ta. Cum de nu ai reușit să o moștenești în privința carierei pe care ai avut-o. Nu a adică făcut, Ai făcut de toate în viața asta. Am făcut 15 ani de pian, am Dar muzica, muzică populară nu te-am văzut cântând. Ba, cum? Eu știu tot repertoriul din... Mă, îți vorbesc de melodii autentice românești. Tot. Dacă un lăutar greșește, mă super foarte tare că nu știe melodia. Eu sunt recunoscută. Când ajung undeva și sunt lăutarii, of e doamna Prodan. Vedeți, da? Să nu cumva să Sunt de creșim. două ori mai atenti da. ei. Da, pentru că eu cu asta am crescut. Pe muzica populară am deschis ochii. Eu cânt absolut orice melodie. Numai că mi s-a părut atât de banal să să, faci cariera. să fac chestia asta, să mă duc să cânt. Era cel mai ușor. Cel mai ușor, știi? A, fata unele Prodan, Vocea mama vei? mă ducea Zici? la toate spectacolele, făceam și bani. Dar am zis, mă... N-am o voce fabuloasă, adică n-aș fi putut să fiu la unghia mică a mamei mele. Pentru că mama mea a avut o voce apartă, o voce care se o odată la un milion de ani. Mm. Și forță, și interpretare, și ceva unic, nu? Uite că nu, nu m-am văzut acolo lângă mama și fata, e și a fata, doamne. Dar te-ai văzut jucând fotbal. Am jucat fotbal. Adică, dacă ar fi mai în glumă, mai în serios, prima femeie care a dus fotbalul feminin... Mă rog, da, logic, pe vreme, feminin. Era. În era România era Maria Prodan. Da, era, pe vremea erau câteva echipe. Abia lumea nici nu știa. Eram în parc, ne antrenam în parc, se uitau toți la noi. Băieții veneau în grupuri, că erau fetele în short. Știi, mamă, vedeai un picior. e bine în adolescență? Nu prea. Nu, eram băiat. Arătam ca un băiat. Mă, eram tunsă foarte, foarte scurt, cu chic așa um, nu aveam sânge nu, eram băiat. Mi-am dorit tare mult să fiu băiat. Tare mult și într-o vară, când m-am dezvoltat, oh, îmi era rușine să mă mai duc la școală. Anul ăla, când m-am dezvoltat și mă uitam așa, puneam cele mai strâmte bluze să platizeze, să nu se vadă. Și când am venit, stai să mă jucam fotbal la bustul gol. La bustul gol? Da. Că nu se vedea nimic, eram băiat. Băiat, băiat. Nu purtam fuste, nimic, nimic. Exact cum sunt îmbrăcați băieții. Mm -hmm. Și când a trecut vara și mă uitam la mine, mă uitam în oglindă, ah, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și când am venit, îți să îmbrăcată, cu lucruri foarte largi, să nu se vadă nimic, băieții se uitau, își de dau coate. Și eu le-am zis, dacă unul zice ceva, vă omor cu bătaia. Deci erai băiat din toate punctele de vedere. Da. Și tupeu și de toate, nu? Of, no? Nu, dar niciodată n-a putut nimeni să zică un cuvânt. Niciodată. De, de, aco sunt. de acolo sau de atunci și dragostea pentru a fi un fenomen în fotbal. Adică nu cred că e întâmplător. Păi tu gândește-te că <gândește <-te> eu chiuleam la școală și jucam fotbal în echipa școlii. Uh -huh. Nu știa nimeni că sunt fată. Nu știa nimeni. Nu-și dădeau seama în perioada aia. Și jucam și între școli. Știi? Și tata venea la meciuri. Dar știa că. mă, dar tu nu mai aveai o oră. Ba da, dar trebuia să fiu că am plecat la Lazar, am plecat nu știu unde, jucam între școli, știi? Până s-au prins ăștia, băi, asta e fată, sunteți nebuni, vă spun eu. Au început să vorbească toți și n am mai putut. Ți-ai dorit să ai un iubit atunci din fotbal, fotbalist? Era lumea nu, nu, mea. Nu mă refer la, atenție, ajungem și la fostul soț. Dar atunci, în momentul ăla, ți-ai dorit să ai un iubit fotbalist, cunoscut? Nu. Nu? -am, nu mi-am dorit niciodată și cred, probabil că aici a fost greșeala vieții mele. Pentru că îmi răsunau și îmi răsună și azi în, în ureche cuvintele tatălui meu care îmi spunea, tu ești numărul unu, tu nu trebuie să depinzi de absolut nimeni. Tu trebuie să ai grijă de familia ta. Vezi, aici e... Cred că mi-a inoculat chestia asta. Tu trebuie să ai grijă de familia ta. Trebuie să-ți divinizezi soțul. Trebuie să ai grijă de soțul tău. Să ridici întotdeauna. Dacă acum stau și le iau așa ad literam cu mine... Inoculat, tatăl meu de mic copil, tu realizezi că era o chestie greșită, cumva. Că eu trebuia să fiu cea pe care soțul să mă ridice, să mă ajute, să, mă... Da. să aibă grijă de mine, de familie. Da. Dar eu, dacă așa mi s-a inoculat, eu așa am făcut. Te-ai ținut de educație. Eu n-am știut ce înseamnă să am un soț. Care să-mi spună, tati, stai tu acasă, că am eu grijă de tine, tati, nu trebuie să muncești, tati, îți aduc eu, îți cumpăr eu mașina asta, tati, îți cumpăr eu bijuteriile astea, tati, îți fac eu asta. Îți... Nu. La mine era, tata, eu, vezi că uh, trebuie să cumpărăm asta, vezi că am cumpărat asta, vezi că schimbăm asta, facem asta. Că așa era normal. Uh -huh. Asta era normalitatea mea. Și aia am făcut, știi, probabil și pentru. Uh, Foștii soției mei, și primul și al doilea, probabil că a fost foarte greu să fie, să trăiască într-o ordine și o disciplină în asta fabuloasă. Da. Maniacă. Înțelegi? Și cu, fel... și cu o viață programată pe 20 de ani înainte. Așa s-a întâmplat și la prima. Totdeauna. Că Eu am știut. Dar da, omul se mai schimbă la maturitate. Mm -mm. Nu. Nu, la mine s-a făcut obsesie de Din contră, s-a acutizat. Da, s-a acutizat. Dar pe Tibi, primul soț, cum ai reușit să-l ții departe de... Era basketbalist. Publicitate de cameră? Nu i-a plăcut de... niciodată. Probabil... Bun, dar fiind soțul tău, oricum erai um... cunoscut atunci și chiar și divorțată de el, lumea putea să-l caute, să niciodată încerce să-l să spioneze, să-l vâneze. Da, uite da, pe soțul uh, Anei, pe fostul. Au început să facă chestia asta numai că în perioada aia noi am trăit în America noi cei 13 ani în proporție de 90%, 90 ceva%, am trăit în America. Deci nu prea avea unde să vină să-l hăituiască, știi? Mm -hmm. Și au urât cu patimă uh, publicitatea. publicitatea și uh, notorietatea asta a mea al uh, sufoca. Copișa. Da. Da. Uh, pentru că deci pentru mine era o chestie normală, așa am crescut, așa am deschis ochii din prima secundă, da, cu o mamă pe vremea celebră. celebră. era prin toate revistele la vremea respectivă, pe păi știi că aveam femeia și pe da? magazinele. Almanac. Almanacul, da. da. <laughs> mama era copertă, adică eu așa eram. Zis, la cinci ani când mi-am dat seama că eu conduc satul, că eu eram Ana Maria Prodan. La Dăbuleni. La păi atunci, ce crezi? Eu luam deciziile, eu schimbam, eu făceam, eu eram one man show. Stăteam cocoțată pe poartă și comandam armata de copii. Adică un sat întreg de copii. De-al doilea soț știe toată lumea și o să vorbim și noi de ce ai da. Am văzut. De primul, de ce ai divorțat? Știi de ce? Că ne-am pierdut în ani. Eu îmi doream foarte tare o altă viață în lumina reflectoarelor. Tibi era un tip foarte bun, un om minunat. Deci un om care în viața lui nu m-a deranjat cu un cuvânt. Dar eu fiind un om foarte direct și un om, zic eu, care n-a fost niciodată egoist în viața asta. Nu mă definește egoismul și nu, nu l-am în vocabular. Când mi-am dat seama că îmi doresc cu totul și cu totul altceva, când mi-am dat seama că. Deja altceva înseamnă viața... un alt gen de bărbat nu, sau nu, altceva nu, în viață? Nu se punea problema de bărbați. Se punea problema de viață, de ceea ce voiam să fac în carieră. Voiam să mă întorc în România, voiam să intru în impresariat, voiam să fac, să schimb, voiam, uh, voiam multe lucruri cu care nici nu putea fi de acord vreodată pentru că el și-a dorit toată, întotdeauna și-a dorit toată viața să rămână în America. Să rămână în America, să ne creștem copiii ca o familie normală, fără publicitate, fără reflectoare. Fă... Eu nu. Nu știam și nu mă nu înțelegeam concepe. și nu concepeam și n-am putut să mă obișnuiesc cu viața din America. Cu toate că și acolo mă cunoșteau ca pe calubrează, îți dai seama. Uh -huh. Dar l-am înțeles și eu am fost cea care a pus capăt căzniciei și eu am fost cea care l-am invitat pe soțul meu și am, la restaurant și am vorbit atât de direct și de frumos și i-am explicat că e un om cum puțin să nasc pe pământul ăsta și că merită să-și găsească pe cineva. Care să-i pună lumea la picioare, dar exact așa cum își dorește el. Și, uite, a avut norocul vieții să, găsească, să o găsească pe Irina, pe care o iubesc din suflet și suntem toți o familie. Ne creștem copii toți, și fetița Irinei, și copiii noștri cresc într-o familie. Ne bă, ajutăm, vorbim, ne luăm decizii împreună. Adică, vorbești de educație. Știi când? Copilul Tibi venea dintr-o familie de intelectuali. Mama lui a fost pe vremea lui Ceaușescu la comerț exterior, a lucrat. Tatălui a fost șef CTC. știi, controlul, controlul tehnic de calitate? Tehnic de calitate pe tot ce înseamnă comerț exterior. Tu realizezi despre cine vorbim? Deci niște oameni fabuloși te oameni care și-au crescut cei doi frați, cei doi copii, da, și pe Tibi și fratele Cătălin, altfel. O educație aleasă, plecați în America la un moment dat, am copii, facultate terminată în America, fostul meu sos Tibi Dumitrescu a jucat în NCAA basket la nivel de performanță, nu așa? Nu? Fetele cum au resimțit nu au simțit niciodată... Au rămas acolo în prima nu, fază? -au venit nu, 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 am venit împreună. La tibiu este cel mai bun prieten al meu. Este omul pe care mă bazez la orice oră din zi și din noapte. A Deci el a venit și el. Deși au, își dorea am să venit amândoi, la... deși își dorea să Asta, rămână din aici dragoste -aici pentru aici copii. Nu, din dragoste pentru copii. Am venit în țară Copiii au mers la uh, școala internațională, atunci când era școala, uh, ISB-ul, da? International School of International Bucharest. School of Bucharest. Uh, Tibi și-a deschis companie de publicitate. Uh, a început și-a făcut fabrica lui și-au făcut... Adică omul și-a sacrificat, oricum și-a și -a sacrificat toată viața și culmea, Irina, soția lui, și-a sacrificat și ea viața dedicând, practic, sarei, fetița meașa lui Tibi mică care este basketbalistă tot timpul lor pentru a o face să atingă perfecțiunea în basket deci credem că rar am văzut un asemenea tată care să trăiască pentru copilul lui deci practic voi deși ați divorțat în momentul ăla v-ați ocupat de copii ca și cum nu erați divorțați dar, bine, dar am, am stat iar... 2 ani de zile în aceeași casă Divorțați fiind. Da, nu a știut nimeni. Numai eu și el. Nici copiii n-au știut. Dar copiii acum, că sunt mari, 23 și... 23 și 22. Și 21 și 22, da. la, la mulți ani, apropo. Mulțumesc. Da, ți-au reproșat așa nu. că... Nu, pentru că eu am vorbit... O... Nu, eu am vorbit cu copiii mei din totdeauna ca și cum vorbesc cu tine. Toată lumea a întrebat, domne, dar uite și acum că ai divorțat de reghe, că am Cum copiii au știut? Poftim? Păi noi suntem o familie. O familie în mentalitatea mea înseamnă, în mentalul meu înseamnă, o un tot care discută și știe absolut și trăiește fiecare secundă ca un tot, ca un întreg. Noi am știut întotdeauna, nu le-am spus într-adevăr că erau micuțe, 4 și 5 ani sau 5, 5 și 6, nu mai știu exact, fetele. Nu le-am spus pentru că Veni... am venit din America, era deja o schimbare foarte mare pentru ele, oricum stăteam în casă cu Tibi, dormeam în același pat. A, am cei a, mai asta, buni prieteni. Asta n-am mai auzit-o, să divorțez și să dormi în același pat. Da. Am auzit multe, dar asta n-am mai auzit -o. Pentru că am vorbit cum vorbim noi doi, i-am explicat, Tibi m-a iubit Dumnezeu. Da. Și eu, Tibi, pentru mine, așa va muri. Și eu așa voi muri cu omul care mi-a dăruit ceva minunat, două fete de vis, care a avut grijă de mine, cumva nu m-a deranjat să-mi facă măcar o dată așa. Nu. Niciodată. Și în plus, te-a și înțeles când ai vrut să pleci. Întotdeauna. Nu Dacă când ai vrut să pleci, Când, nu, am, întotdeauna, vrut să plec, odată. când am vrut să plec, a înțeles exact. Uh, pentru că de ce, nu știu, de ce să chinuiești un om? De ce să-l ții pe tibil lângă mine? Doar din egoism îl țineam, că era foarte bun cu mine, că mă ocrotea, că um, mă idolatriza. De ce? Că el nu era fericit cumva, că eu nu puteam să ofer nu? ceea ce el merita. Și pentru asta, uf, Iani Stoica. <laughs> Acum îl semnezi, în exclusivitate. Păi nu, de ce că e al meu, Iani? Da. Nu, la da. un alt club știu că îl reprezinți. Trebuie. Un Trebuie. Minut. Un minut. Iani, sunt într-un podcast și te sun imediat. Da? Te pupic. Pa. Um, Știi că eu răspund jucătorilor mei 25 din 24 e o emisiune liberă. Da. Da. Um, de asta spun, adică, înțelegerea și. Când ai o coloană vertebrală și când ai curajul și ești demn și vorbești, n-ai de ce să nu ajungi la o înțelegere? Că nu e nimeni obligat. Eu am. Știi că în momentul ăsta stau și îmi dau seama că, de fapt, nimic nu este forever pe pământ. Nimic nu durează o veșnicie. Deși, atunci când. Așa. Te căsătorești? Așa, zici că durează. În biserică? O veșnicie. Îți dorești îți dorești, da. spui? știi cât de greu este uh, să-ți găsești accepti. corect, știi cât de greu este să-ți găsești jumătatea și dacă jumătatea nu face parte din lumea ta pentru că ăsta este tragicul adevăr dacă oamenii care se căsătoresc, nu fac parte din aceeași mediu social, nu au aceeași gen de educație, nu au același nivel financiar, niciodată nu rezistă niciodată deși excepții sunt, știi care foarte confirma bine regula. Care o infirmă. Care o confirmă. Că nu există. Dacă este o excepție, unul sărac, unul bogat, da? unul fără educație, unul cu educație, cu educație și au reușit, a este o excepție care confirmă regula că nu există așa da, ceva. Okay. ok. Nu există. N-ai cum. De ce? Cazul meu ți-l dau eu, de exemplu, și o îl voi da întotdeauna în fața României. Exemplu, da. Un Laurențiu dintr-o familie cum era, săracă, fără nimic, da. Eu dintr o familie uluitor de mare în România, uh -huh. la Laurențiu fără școală. Eu cu facultăți terminate cu pian, cu pictură, cu de toate, operă, teatru și așa mai departe. Nai cum? Nai cum? Nu știi da, nu, da, să păst nu, nu se poate păstra uh, balanța, de ce? Pentru că atunci când nu ai educația și suportul ăla perfect, fundația practic, da, da, baza, fundația casei, intră apă și se crapă tot și se năruie. Da, dar atunci când l-ai cunoscut și v-ați apropiat, păi bun, știei, dar era da. și el jucător Bundesliga, zvaite, zvaite, Ni zvaite, niște bănuți avea. Un puțin, uh, zvaite, apropo de nivelul financiar, da. jucase la Steaua, uh, nu era chiar, jucase la Steaua copil, Plecase în Austria în Liga 15 a XV-a, după care a plecat într-o conjunctură la, în Germania la Cottbus. Un. Laurențiu a N-a avut ale niciodată. Nu. Îți spun eu ca om de fotbal. Eu nu Dar te o cont, muncă da, și o, întreb... do o voință și o muncă împinsă la extrem și o ambiție fabuloasă a avut. Ca să-și depășească condiția ca fotbalist. Pentru că el știa când a venit din România și a ajuns în Germania, el știa că nu are nicio legătură cu fotbalul din Germania. Și a muncit de 10 ori mai mult ca toți ca să se poată ridica la nivelul ăla. Da, n-a putut să fie uh, Beckenbauer, uh -huh. n-a putut să fie Lupescu, n-a putut să fie aici e Dorinel, că aici este vorba și de talentul ăla pe care îl ai, nu? dar a fost în zvaite Bundesliga. Bun, dar știei, repet, când da. l-ai cunoscut și ați mers mai -am, departe. Ai dar văzut eu când l-am cunoscut, eu am avea avut o discuție cu și el. Și ce n-avea? Păi da, mi-am spus, uite, tu nu ai, eu am. Nu contează. Ce am eu este al tău. Dar cum el n-avea nimic? Adică... Foarte puțin. Foarte puțin. Ce înseamnă foarte puțin? Păi am publicat, După ce eu, joci... am publicat eu contractul. 11.000 de uh, uh, euro brut. Atunci. 17.000, 11.000 erau române. și mărci atunci. Mă, da, nici nu mai știu. Nu, nu, era o euro, mi se pare, deja în Kaiserslautern. Uh -huh. Bine, o mașină de-a noastră costa... Și ce ai spus? Că zici că ți-a avut discuție. Am avut discuție. Și ce ai spus? Bă, am zis, te vreau... iau deși nu, sunt... Nu, i-am spus așa, uite, uh, m-am mințit de la început. Uh, tot de educație vine că n are legătură cu soția, că sunt dorm separat, că nu cu Mariana. se cunosc. Da, cu Mariana. Săraca, pierduse un copil. Că mă uit, pierduse un copil acum că mă uit, înțeleg exact a ce a trecut și ea. Da, e târziu, nu se mai poate repara nimic. I-am uh -huh. um, spus, băi, eu nu pot să intru într-o relație, că n-am intrat în viața mea într-o relație cu bărbat însurat, că nu suport. A, da, mi se pare uh, oribil. Știi? Dar și nu suport bărbații care încearcă să, știi cum e, să intre în vorbă cu tine având acasă nevastă și copii. Mi se par cei mai căcănari ever pe pământ și îi fac zob. Probabil de asta este și frica da. fabuloasă a bărbaților din România față de mine. Este. Pentru că nu suport. Deci bărbatul care vine și vrea să te invite la masă pe tine ca să fie cu tine, că vezi, doamne, nu se înțelege cu soția sunt niște retarzi fără purtători ilegali de creier, le spun eu, și fără ce trebuie în pantalon clar, pentru că n-au curajul să duc acasă să spună vreau să pun capăt căzniciei ăsteia și să mă duc mai departe. Păi bun, și el te-a mințit în legătură cu soția sau cu altceva? Cu tot. Și cu banii. Cu... Era milionar când l-am cunoscut. Ah, deci aici era minciuna. Spune, da, da, dar să seama că stând împreună, ai văzut că am publicat eu la un dat niște... Bine, am avut și eu copilările mele și nervii mei la vremea aia, nici nu trebuia să dau multă atenție. Trebuia să îi spun foarte clar, ori aduci ce ai furat și uh, te duci pe drumul tău. Dar n-am putut să cred că se va afunda atât de tare, niciodată. Că știi, când e creația ta, ți-e greu să lași din mână, știi? Să vezi că se duce din ce în ce mai jos. E cumplit. Cred că frustrarea mea N-a fost și n-a fost că a plecat reghecamf, că în locul lui vin o mie de reghe camp de 10 ori mai buni. Uh, e vorba că s-a distrus o construcție fabuloasă, o construcție la care am lucrat singurică. Mamă, și știi cât de greu mi-a fost? Știi cât de greu este să, să construiești un uh, imperiu? Când un om. Știi, un imperiu. Nu, un om. Cu tot. Și un om, și o avere, și o familie, și o reputație. și Foarte greu. Iorele, e... când știi că n-ai ce ți-am spus o fundație. Tu îți dai seama, vezi că... Și, vezi și că cu încă... toate asta ai rămas să construiești. Da, când puteai să pleci. Da, am rămas. Că avea... Avea ceva ce am înțeles de la început. O, era docil. Înțelegător. Construiai, cu el, puteai. Iar eu știm că mână de fier, vorbind foarte clar, din prima secundă, vreau să te lași de fotbal, că n-ai numai nicio șansă, da, nu mai. Ești gata, da? Mai mult de atât, asta a fost limita ta. Uh, deja se și îmbolnăvise, uh, era out din echipă, făcea un tratament pentru ficat uh, și era foarte greu să, să mai revină. Foarte greu. Iar eu când i-am văzut antrenamentele acolo, eu am rămas înmormurită. Deci am zis, uf, tata, nu ai cum, că mori, ca în picioare, mai repet, el a avut probleme mari cu ficatul. Avea virimie foarte mare în ficat, uf, era peste limita normală și luni și acel tratament unde nu puteai, că era un fel de dopaj, da? El a stat pe bară câteva luni. I am spus, am luat cu mama la discuție și am spus, gata, întrerupem cariera, că nu o să mai poți niciodată să revii nici măcar la ce ai fost, mergem în România, îți termini cursurile, intri în antrenorat, iar eu am să-ți construiesc cariera bucată cu bucată, cărămidă cu cărămidă. Știi, aș vrea să te contrazic aici, dar nu pot. Știi de ce? Pentru că la un moment dat l-am avut invitat la GSP TV și înainte de emisiune, tocmai ce a un model de iPhone, nu mai știu care. Și el, săracul, foarte, foarte rezervat, nu vrea să mi-l arate să se dea mare. Până la urmă mi l-a arătat și zic o înseamnă că ai bani e da. o glumă proastă da. bună era da. o glumă și a spus ce bani am eu nu știi ce bani are Ana. Dar mi-a spus așa foarte serios zic cum adică greche stai puțin că deja mă schimbați și în și în ceea ce privește atitudinea stare de spirit zic păi vii și tu fotbala zic Ana bun Ionela Prodan ce a făcut și dânsa pe acolo ce -a. stai lini. Mi-a zis Chim? ceva de un teren pe la Unirii, parcă la un moment dat, e adevărat? Da. <laughs> pe care s-au luat la vremea aia 5 milioane de dolari în spate la Unirii. 12. socră mi Zice, socră mi a avut un teren la Unirii. 12 milioane luat am atunci. Da? Dar atunci mi-am făcut o imagine apropo de forța familiei Prodan. Deci ce forță a avut Ionela Prodan. Nu știu câte femei o au pe pământul ăsta. Și sunt atât de mândră că am moștenit de la ambii mei părinți și cum e dublă forța, și de la tata, și de la mama. Adică am știut, cum ți-am spus eu, că trebuie să-mi ajut bărbatul, da? Să ajungă mare. Și am mulțumirea că l-am făcut uriaș. Uriaș. Nu exista e? antrenorul Reyecab la nivelul cel mai de sus la care a ajuns fără ajutorul tău? Păi nu știu, tu ce zici așa, ca om de fotbal, om care ai fost în presă. Exista vreun interviu pe care să-l dea Reghecamp? Pe mailul meu veneau toate întrebările de la GSP, de la Fanatic. Eu, absolut fiecare întrebare, eu răspundeam și lăsam loc unde era vorba de tehnic, pur tehnic de fotbal și acolo stăteam amândoi la cafea, tata, a mai rămas întrebarea 11 și 12. Asta, asta, asta. Acum, te rog frumos, spune din punct de vedere tehnic ce te întreabă ei. Și eu așternam pe hârtie. Dincolo de asta, de cât ai contribuit tu la ascensiunea lui, știi ce m-a mirat pe mine? La, la în momentul în care am auzit pentru prima oară, am zis că e o glumă. Da? Dar după care tot veneau oameni din anturajul FCSB-ului mm -hmm. de astăzi, Teaua de atunci, care confirmau asta. Că tu prin faptul că strângeai jucăt jucătorii, soțiile și prietenele în jurul tău, nice. ai avut un rol extraordinar în acea campanie în care echipa a ajuns în primăvară europeană, a bătut Chelsea, a eliminat Ajax-ul. De deci, prima oară zis, du-te mă de aici. Le-a scos Ana la o plimbare, la un shopping și mă iei pe mine că nice. Rodanca a avut vreo treabă cu asta. Bă, și au venit atâtea informații și de la foști jucători, și de la cu cine mai mă întâlneam și eu și am spus, mă predau. Uite. Și felicitări. Mersi mult. Uite să știi că... Mai vin din nou în filmul ăsta, că mai vrem performanțe. Am încercat la Pandurii și mi-a ieșit și la Panduri. Da. Deci atunci așa a fost, nu? Da. Deci eu i-am explicat lui Laurențiu ce înseamnă el fiind un copil singur la părinți. Uh, Repede, repet, neavând o viață fericită și o copilărie fericită, uh, cumva un copil uh, unde tatăl, socrul meu, Harry, pe care eu l-am iubit enorm, enorm, căruia îi datorează la Urențiu cariera de fotbalist, care a fost foarte dur, eu înțelegându-l, fiind la fel de dură și eu ca și el, l-a obligat să bată mingea la perete non-stop. Nu avea voie să joace, cum nici copiii mei n au voie să se joace, trebuie să facă o meserie, hmm. știi? Hari, pe mine la fel. Harry cu mine a avut o legătură, îmi spunea, băi, ăsta, vai de mama lui. Ăsta era nimic pe stradă. Dacă nu erai tu în viața lui, tu ești fata mea. Și de asta spun de multe ori că dacă trăia mama și Harry, na, Laurențiu nu avea curaj nici măcar să miște. Știi? El și-a pierdut echilibru în momentul în care a murit mama și la... Nu, a murit Harry... Și la două săptămâni, mama. El atunci a pierdut tot echilibru. El atunci, practic, a rămas... n -a știu să-și gestioneze. Echilibru îți dau și respectul față și de resp tine. Nu, respect, față de el și l-a pierdut în primul rând, nu față de mine. Că... Adică s-a simțit odată cu dispariția acestor persoane mai puțin responsabil, nu, mai liber? Nu, s-a gândit că e liber. Asta spun, mai da. liber. Bă, nu mai da. are cine să mă... Bă, ce faci, mă? Da. Nu? Da. Uh, și vezi... Uh, când nu ai un background de învingător și ca bărbat, în primul rând, trebuie să fii mândru. Adică un bărbat, din punctul meu de vedere, trebuie să fie mândru și cu capul sus întotdeauna. Dar ce le spuneai la fetele astea de reușeau să ajungă acasă exact același lucru să îi facă pe oamenii aia ca a doua zi, a treia zi la meci să păi, arate în primul rând eu vorbeam întotdeauna cu ei pentru că ei erau jucătorii reprezentați de mine. Eu știam când îi doare măseaua, când îi doare capul, când se ceartă cu soția, când îi mai prinde soția pe picior greșit, când se îmbolnăvește câinele, tot. Copiii, unde merg la școală, la grădiniță, tot. Eu am fost un manager și sunt. Complet. Uh -huh. La mine nu -mi semnezi contractul și ne mai vedem peste 5 ani. Nu. La mine, din momentul în care ai semnat contractul... E zilnic cu ei în contact. Nu Apropo și de Ianis care te-a sunat. Adică nu în stopa, că nu vorbim o săptămână. Că... Da. Dar viața lor este în palma mea. Iar eu sunt responsabilă pentru viața lor. De ce? Probabil că asta a fost faptul pentru care ei m-au iubit atât de tare, majoritatea jucătorilor mei. Și astăzi, mulți mi-au devenit fini. Am devenit nașa lor. Uh, pentru faptul că le-am explicat ce înseamnă și cât durează cariera de fotbalist și ce înseamnă să fii bărbat mândru acum nu suntem copii să spunem domne, eu am cunoscut bărbați adevărați în viața mea fotbaliști care și-au divinizat nevestele dacă mă întreb repede, acum am doi care vin în secunda asta, Baurceanu și Pintili Am uh, am doi sculptați da? un corp superb, da? la vremea respectivă soțiile grăsuțe. La vremea respectivă soțiile grăsuțe. Dacă da. ne aducem aminte, da? Cea lui Borceanu, dacă nu mă înșel, a avut și niște probleme pe care le-a rezolvat, le rezolvat Și toți încercau, cum sunt prietenii, prietenii și anturajul, o mis, o mis bikini, o nu știu care, să aducă. Hai, mergem toți. Eu n-am auzit în viața mea, un bărbat, cum au fost cei doi, care să spună așa, băi, nu mă interesează. Nevasta mea e cea mai frumoasă din lume, nevasta mea mi-a dat doi copii de vis, nevasta mea a făcut asta, a făcut asta, a stat lângă mine când n-am avut nici măcar după ce să beau apă. Deci pentru mine, oamenii ăștia am un respect față de acești doi oameni și mai am foarte mulți a fost jucători care și-au respectat familie la nivelul ăsta. Unde mai vezi așa ceva în ziua de azi? Și uite astăzi ce fericiți sunt, sunt îndrăgostiți ca în prima zi. Deci pentru mine, așa în sufletul meu, vezi, îmi aduc aminte când îi strângeam pe toți, îi certam, uh -huh. chipciu, trebuie să te însori, ai terminat, n-ai voie. Uite-l însurat astăzi. Patru Andreea, Patru fete. Adică tot ce a trecut cumva prin mâna mea și prin casa mea au ajuns mari. Te-a trădat cineva din grupul ăla? Da, da. M-au mai trădat, dar tot datorită anturajului și Patronilor și uh -huh. managerilor de duzină. Uh -huh. Știi? Pentru că vezi, uh, tot de educație e vorba. Totul să știi că pornește din educație și din ce ai văzut acasă. Spune, te-a Venera vreodată? Cred că s-a folosit foarte tare. Cred că a, a fost oportunist și a realizat în momentele alea că e nimeni, că nu va avea niciodată posibilitatea pentru că el nu terminase școala. N Aveai nicio posibilitate să fie antrenor. Ana, sau nimeni, să facă bani. nimeni nu e rea. Poate că tu nu, acum nu e supărată și ai tu... nu, nu, Da, nu, Dar da, e când joci la Steaua, când joci. Nu, stai, pe tu m-ai întrebat dacă m-a venerat. Dacă te-a venerat tu... în, în relația voastră, n-am spus când. Nu, nu. Nu, vorbea la nivel declarativ, da. Eu n-am spus că era nimeni, era un jucător și hai să fim realiști, era un jucător din Liga a doua, Da? Și atât. Nu putem să vorbim de Hagi. Nu putem să vorbim de contra, nu putem să vorbim de răducioiu, nu putem să vorbim de Ilie Dumitrescu, nu putem mm -hmm. să vor... Vrei să ți iau la rând. Tibor Selly, major. Da. Da. Spune-te ca jurnalist sportiv. Nu, nu. l-ai descris foarte bine. Uh, talent mai puțin, muncă Muncă multă. Multă. Și Pață, să știi că și... e de apreciat un astfel de om care muncește, da, văzând normal, că talentul că a, a nu e foarte bun prieten cu muncă. Eu asta l învăț pe cel mic al meu, pe Laurențiu Junior tu trebuie să iei de la taică tu, tot ce a avut el bun. Nu contează că acum te-a dezamăgit. Mami, tu de la tatăl tău, care a fost eroul vieții tale, cum a fost și tatăl meu pentru mine, eu nu învăț. Tu trebuie să iei munca împinsă la extrem. Da? Iar tu trebuie să o asculți pe mama, niciodată să nu faci greșelile pe care le-a făcut tatăl tău, că la ai exemplu în fața ochilor și vezi unde a ajuns. Oricum am văzut, am citit am auzit de multe sau despre multe relații de iubire. Da? Când cei doi se venerează, se completează, se înțeleg, mă dau o femeie ca tine. Eu nu vreau să perii, pentru că mă cunoști. Când e ceva să pedalez negativ da. și am motive, o fac. Să-i spună soțului ei non-stop, soarele meu, cum da. îi spuneai, tu, eu n-am mai auzit. Și nu cred că era teatru, nu? Nu. Da. Deci, Mamă, din soarele meu, tu nu scotei. Pe, eu pe Laurențiu l-am iubit cu toată patima cu care se poate iubi în univers. Și mi-am dorit atât de mult să fie numărul unu și mi-am mi distrus relațiile cu absolut toți prietenii mei, pentru că eu până să-l cunosc, mă rog, să fiu cu Laurențiu, eu eram prietenă cu toată lumea. Eu făceam transferul la toate echipele, eu vorbeam cu toți președinții, toți conducătorii, toți patronii. Eu eram uh, Cumva, știi cum e, aveau grijă de mine că eram singura femeie dintre ei. În momentul în care a venit de la Urențiu, a apărut la Urențiu, uh, și eu am început, tu ții minte că era la GSP, vă uh -huh. dădeam telefoane, scrie de la Urențiu, fă asta! te rog, ajută-mă. Așa. Așa. Deci la un moment dat, îmi aduc aminte că Ionisoia mi-a zis, eu n-am întâlnit în viața mea așa ceva. Lasă-ne te rog că e prin liga a doua. Când Așa o ajunge sus să scriem de el. Deci eu am înnebunit pe toată lumea. Bă, am adus presa la disperare cu Laurențiu Reghe -Camp. crede Credeam că trăiam fiecare secundă, nu voiam să dorm noaptea ca să nu pierd un moment cumva să-l fac mare. Tu gândește-te. După fiecare meci, finul meu, Răzvan, Stoichi stochiță trăiește. Uh -huh. Este unul de cei mai buni oameni de televiziune, producători. Îl nebuneam. Răzvane, ai terminat munca la antenă? Da. Ok. Trebuie să, să vedem meciul cu tare și să scoatem cele mai importante faze din meci, da? Ca Laurențiu, mâine, poimine cel târziu, da? Când are ședința cu jucătorii, să arate. Băi, tot motivațional, tot ce a însemnat în premieră la Steaua, că acolo am început, da? Chiar la Chiajna, de la Chiajna de la am Chiajna. Început, de la Chiajna tu returul ăla da? extraordinar. Așa? Tu gândește-te că eu stăteam cu Răzvan și Laurențiu primea pe tavă tot. Tot. Toate problemele jucătorilor, crezi că le știa Laurențiu? Doamne ferește. Laurențiu nu vorbea cu jucătorii. Decât pe urmă când eu îi spuneam. Lumea spune că și la te Ai dus la mine și ai spus. Trebuie să fie ăsta antrenor. Eu păi am vorbit cu toată lumea. Eu vorbeam. Mă, eu, eu am fost. Eu am fost numărul unu. Eu am fost șeful acestei familii. Eu am fost conducătorul acestui imperiu. ți și plăcut. Da. Pentru că asta am învățat să fac. Ai crezut vreodată că te va dezamăgi în halul nu, ăsta? Nu, Niciodată. nu. Niciodată. Am știut că Pentru va că, 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 că inclusiv acest... ai zis la acest da. podcast mai devreme că nimic nu-i veșnic. Ceea ce înseamnă Acum că... Acum mi-am dat seama. Ah, ok. Nu. Eu am crezut... Păi tu gândește-te că toți veneau la mine și îmi spuneau, băi, bă, nebună, le-ai pus pe bărbată tu pe magazinul Cocor. Da, știu. s-a oprit toată circulația. Erai și oraș. tu, amândoi erați. Da, Toată lumea, toate mașinile s-au oprit ca să vedem să-i arăt lui Laurențiu cât de mult îl venerăm. Adică n-a existat în schimb om din fotbal. N-a existat. Și când zic om din fotbal, îți vorbesc la nivelul meu de prieten conducător și fotbaliști din generația lui care să nu-mi spună ai mare grijă. Nu e ceea ce pare. Gigi Becali. Mai ai pe față. Da. Ai grijă. Asta, asta și asta. M-am dus acasă ca proastă. Și am zis, Ia, uite ce zice patrul de tine. E adevărat? Tată, jur, pu, nu, vor să ne despartă. Ia uite ce îmi zice patru de la nu știu echipă. Ai fost acolo, ai făcut asta, asta, asta. Nu, bă, jur, nu. E asta, E -a. -a adevărat. Mm -hmm. Eu, Sana Maria Prodan, sunt crescută numai între bărbați. Toți vin și îmi spun. Legat de femei sau de alte de chestii? Nenorociri. Legat de, repet. De tot. Legat de femei, repet De tot, de obsesii, de nenorociri Fantezii Ias, Ai grijă Că vine ziua, dacă nu te trezești Când te vor avea toți la mână Când te vor șantaja toți În momentele în care o să fii cel mai sus Pentru că lumea te lasă acum Dar când crești Și începi să deranjezi Scot din joben Toate nenorocirile vieții tale Bine, asta e ca o răzbunare Clar. Asta este o în lumea asta trăim. Depinde. Și ce s-a întâmplat? Unii aleg să se răzbune, alții nu. A ieșit Cornel Dinu și l-a pus în cartea lui. Cum l-a pus în cartea lui? Ca cel pe care l-a scos din portbagajul unei mașini. Păi, ce am făcut lui Cornel Dinu? A avut cineva curaj în viața asta, în lumea asta, să vorbească cu Cornel Dinu cum am vorbit eu? Nu cred. L-am desfințat. Da, știu. Pentru soțul meu. Știu. Lucru pentru care azi îmi cer scuze. Și m-am mai cerut scuze la el. Dar erai ca o leoaică atunci. Dacă îl vedeam în fața ochilor, îl sfâșiam. Ce s-a întâmplat? Ai ieșit pițurcă? Început să răsească din ce în ce mai mulți. Mă luptam cu toți. L-am distrus pe pițurcă. Cu toate că am fost managerul copilului lui. Băiatul lui cu mine a câștigat cei mai mulți bani în carieră. L-am distrus pe pițurcă. Îmi pare rău azi. Nu mai pot da timp înapoi. Mi-am apărat bărbatul. Oricine, orice nevastă ar fi făcut la fel. Și orice femeie care înțelegea ce înseamnă familie. Ai da? școala vieții din totdeauna. Când ai da? simțit că pleacă? Atunci, când au început să iasă toți. Atunci stăteam cu Laurențiu de vorbe și spuneam, te rog, oprește-te. Nu voi mai putea face față. Eu sunt singură și am deschis războaie pe fiecare front și nu mai duc. Ai și Gigi Becali. A pus capac. Când ai și Gigi care și ai Sara Amantă de 8 ani, dă, i-a deschis afaceri, ia banii familiei. E una și aceeași de azi? Nu, e alta. Ceva cu coafor? Da. Deci de acolo, Buia nu? nu? E tot oraș. Ceva cu un coafor. Și Amanta râdea și povestea și arăta poze și nenorociri la toată lumea. Și atunci am spus, ai grijă că încep să te clati. Din ce în ce mai tare și vezi că nu te distruși tu, ne distruși pe toți. Și parcă a înțeles la un moment dat. Că s-a liniștit. S-a liniștit când am plecat din țară, că nu mai aveam cum să rămânem aici. Și ați plecat împreună. Și am plecat împreună. Într-o casă unde întorceai tirul, am înțeles, n-am fost. Dar cei care au fost au spus, bă, pe hol la Reie și la Ana în Dubai, da. întorci tirul. Că era normal, că eram foarte mulți, nu eram familie. Nu, nu ok. Clubul îți dă unde să locuiești. E am normal. închis paranteza, Bun, da. dar acolo da. părea că lucrurile revin da. la normal. Tu, poze, piscină, soarele meu. Și a revenit. Și -a, a revenit. Am construit de la început tot ce se clătina. Am venit cu fier beton. Uh -huh. Am pus bine să nu mai așa. Uh -huh. I-am distrus pe toți care și, au vorbit. Și cu aforul și tot? Nu, cu aforul nici măcar nu l-am văzut vreodată. Nu știu. Mă, mă coboram la nivelul ăla eu. Știi cum e? Eu asta n-am nu, nu, înțeles asta, lipsa asta acută de mândrie și de bărbăție. Poți Bă, să iei ceva ce au aruncat toți. Ceea ce au, au luat, au consumat și au aruncat. Și tu să ajungi ultimul și să iei resturile. De ce? Când tu, unde te-am adus eu atât de sus, tu nici măcar nu aveai voie să, 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 apleci capul să te uiți la poalele muntelui. Tu trebuie să te uiți spre cer, întotdeauna. Tu erai Laurențiu Reghecanf, erai soțul Ana Mariei Prodan. Aveai două fete de se învârteau după soare, aveai un băiat minunat, aveai un băiat mare din prima căsătorie, la fel. Tu trebuia să fii stâlpul acestei familii. Cum să cobori tu la asemenea mizerii? Cum să te uși și să mai iei și banii copiilor tăi să-i le dai unor mizerii? Bun, nu te duce atât de departe. Dubai, v re. Dubai! Uh... Iar stat lângă el, secundă de secundă. Verificat la sânge. Două, trei cupe câștigate, iar la Oaxaca. La Oaxaca. La Oaxaca, și... la la dar nu la OASL. Nu, la Oaxaca. Frumos, iar. Tati, felicitări! Gata! Faci 40 și ceva de ani deja. Gata. Mm -hmm. Hai. Iară. Frumos. Tu stăteai lângă el și că-ți plăcea acolo sau că trebuia să stai să nu o ia iar? Păi mai mult trebuia să stau ca să nu o ia iar, dar mm -hmm. îmi și plăcea că era iubirea vieții mele. Era tatăl copilului meu, copilor mei. La noi n-a existat copilul meu sau copilul tău, sau cel puțin pentru mine. Eu l-am luat pe Luca la 16 ani. Îl lăsase pe Luca. Nu mai știa de el. Luca al lui copil din prima căsătorie. Și acolo era un semn de întrebare. Cum să nu-ți ajuns copilul? De ce? Nu contează că te-ai certat cu mama copilului. Te-ai în Germania, da. Înțelegi? Și cum a luat-o iar, dacă era acolo lângă el? Îi făceai marcaj mama, om la om. S-a îmbolnăvit mama un an, am dormit pe un scaun la Elias, lângă mama mea. Am fost în Cuba cu mama mea. Am fost peste tot să o salvez. În Cuba? Peste tot, în lume. Iar s-a văzut liber. Asta a înțeles el. Din ce trebuia să facă un bărbat, un tată care trebuia să țină familia și mai unită când pier ne pierdeam părinții pe bandă rulantă? El a înțeles că trebuie să-și facă amante de cea mai joasă speță, că trebuie să le țină, că trebuie să le plătească, că trebuie să le ia mașini, că trebuie să le ia de toate, ne uitându-se care patru copii de ținut, care fiecare copil trebuia să aibă mașină. Înțelegi? Eu, dacă nici măcar nu m-am gândit, eu nu m-am gândit în viața mea că el poate fi o păpușă manevrată de așa ceva, de garbigiurile societății. Mm -hmm. Cum? Când am aflat, am aflat târziu. Târziu. Deci, de și te -te. le miroși pe toate, tu. Cum, cum lui s-a făcut să nu, nu miroși te -te. asta? Deci, gândește-te, repet, aveam războaie deschise cu toți care îl aveau la mână. Înțelegi? Peste tot mă uitam stânga, dreapta, pe cine să mai atac, pe cine să mai țin cu o mână, să mă lupt cu mâna cealaltă cu restul. Eram înconjurată. Copiii începeau să aibă probleme, creșteau, vedeau, mergeau pe stradă, le spuneau toți, bă, vezi că tactul e vai de mama lui, bă, vezi că tactul a făcut adres. La 23 de ani, amanta având 28, la vremea respectivă, o cunoștea tot orașul. Toți prietenii fetelor mele spună, bă, tactul e prost rău de tot. Au început să, ia să poze. Ce să mai facă? Îți aduce aminte, îl să prin păduri pe la letea. Paparații. Mm -hmm. Paparații în pădure la letea. Da. Femeile de teapă asta își doresc să fie cunoscute, să găsească un prost, să se cațăre pe el. nu ști știi pe doamna asta? Nu, de unde? Pe păi eu știu așa ceva, Doamne. Cum lumea mea, viața mea, o... asta nu veneau nici la ușa grajdului, pe bune. Ce Dar te-a șocat cum a evoluat păi cum să nu? relația asta? Adică, bun, o aventură, două aventuri, trei, bă, da, despărțire, păi copil. Nu. Păi el nu mai putea că era șantajat. El nu, el... Șantaja că? Ai mă, ce că... Izolare? toată lumea la mână. Toată lumea știe tot. Ce să mai faci? Păi dacă eu am primit... Păi pe nu șantaja de... de ea? De toți. Nu, nu, de ea. De tot anturajul ei, de ea, de tot. Păi tu te după el, ce să mai zic acum? Păi cum, uite, cheamă-l odată și spune, bă, dar uite, îți arăt fotografiile astea cu mama copilului tău, și mai rău, pe pământ, mama copilului tău, despre care vezi, toți prietenii pe care ai avut în viața ta ți-au spus că o cunosc și că nu e ce trebuie. Tu ai spus că nu iei buletinul să verifici când întâlnești pe cineva, dacă când te hotărăști să faci un copil în timpul unei alte căsătorii, te interesezi puțin și când îți spun 500, bă, uf, stai dracu' cu minte, atunci înseamnă că ai ceva la cap sau ceva te ține mai rău, că nu mai ai cum să dai înapoi. Dar când cineva ți-arată un videoclip cu camara, cântărețul de la alb și negru, da de acum, de când amanta ta avea 18 ani și bagă degetele prin gură și în gură și uh, râde de ea și spune, du-te, tratează-te de boli, du-te la școală, împacă-te cu familia și astea apar public, băi Viorel, pe unde e mândria ta? Păi cum? Păi tu ce ai luat mă lângă tine? Tu ți-ai făcut copiii de râs și ți-ai distrus viața pentru ce? Mă, asumați atunci. Lasă copiilor ce a muncit. Dacă sunt copii și trebuie să meargă mai departe, nu să se oprească nenorocirea vieții tale. Nu? Și tu du-te învârtindu-te unde vrei. Ulterior primim și noi și apar în poze, poze iar, cu amanta în striptis, îmbrăcată Genant în costume de ferească Dumnezeu în mijlocul cluburilor de noapte. Dezbrăcată, practic. Uh -huh. Și copiii vin acasă și îmi spun, bă, mami, ce facem cu el? Bun, și el la telefon, dacă vorbeai cu el, că vreți să vorbești? față în față, față era mai greu. Ce spunea? A, păi, nu răspundea? Sau? El? Păi, el nu are voie să iasă din casă. Ce să mai facă el? El mare, cum să vorbească? El mai ce? El vine la un podcast, mă uitam la podcastul ăla de la Măruță. Săteam stăteam cu copiii așa, am văzut vreo 10-15 minute. Băi, ne-a venit să vomităm la toți. Băi, speriat, nu știa ce să răspundă. O mai iubești pe Ana Maria? Nu mai iubești? Niște întrebări penibile, că normal, toată lumea vrea să-și facă rating pe mm -hmm. spatele lui. El, el n-a știut niciodată ce înseamnă presa. Că presa te stoarce până la ultima picătură și pe urmă... Și cu mulți, asta nu înțeleg, apropo, paranteză cu mulți își fac treaba. Normal. Și pe urmă te fac zob. Nu dar nici măcar zob. Îi lasă în pace, nu-i mai cunosc. Păi nu, dar uite-te ce a pățit el. Da. A făcut ședințe de Crăciun, foto. Păi ferească Dumnezeu. Mă, cum să cum... adică cât de mare să fie prostia când tu n-ai venit să-ți vezi copilul. Copilul tău mic de 13 ani, care e în perioada în care tu trebuie să ai grijă ca de Dumnezeu de el. Acum se formează ca bărbat. Ce ai arătat tu copilului tău și copiilor tăi, fetițelor tale? Că viața este deșuchiată într-un mediu de prostituție și de nenorocire, cu alcool și toate nenorocirile pământului. Dar știi care a fost senzația mea? Și atunci când au apărut tot felul de discuții, de fotografii în presă, și atunci tu ai încercat să salvezi relația asta. Doamne. Deci ce am făcut, am sunat la jurnale, că îi dau în judecată, la ziare, cu avocații, soțul meu e acasă cu noi la grătar, copii, bebe, posta pe Instagram, tatii acasă. Toată lumea spunea, domne, dar tu ai învățat copilul. Băi, copilul mi-a postat acum trei zile un mesaj pe Instagram. Preluat de toți, da. Și că l-am postat eu la mine, i-am dat share și pe urmă că am citit mama mea e numărul 1 și când am citit aia, în 30 de secunde l-am șters. Că am citit până jos. Băi, deci crede-mă. Spunea de el. Doamne, Dumnezeule. Deci toate aceste minciuni, toată această cădere fabuloasă a lui, de cădere, i-a distrus viața. Și ce este rău este că a făcut ca acești copii să fie atât de rușinați în oraș. Voi, pe fetele mele le luau în brațe toți patronii de restaurante. Sara, Rebe, uitați-l, e pierdut. Nu mai are, nu mai aveți ce să faceți. Mergeți lângă mama voastră, fiți demne, fiți mândre că aveți o mamă așa și femeie și bărbat. Și mamă și tată. Mm -hmm. Bebe, venea de la antrenament plângând. Ai văzut pozele mama? Ai văzut cu cine e? Ai văzut ce face? A fost cumplit. Pentru noi au fost doi ani jumate, trei aproape. Eu cel puțin am avut o singura dată în viața mea când am urlat la propriu de de disperare. Când am realizat că furase tot. Ai vrut să faci ceva... Uh, M-am așezat în mijlocul străzii pe un scoar. Asta zic, nebunesc. Crede-mă. Deci am coborât din mașină, că nu mai puteam să-l văd. Deci nu mai stătea cu capul în pământ, aia îl înjura, îi scria mesaje, nu te mai suc, dacă nu-mi dai, dacă nu-mi faci. Doamne! Deci nu înțelegeam cum de un bărbat de care am avut grijă ca de ochii mei din cap și căruia i-am pus lumea la picioare, a ajuns bătaia de joc a unor femei de teapa asta. N-ai cum! Îi spuneam, băi, toți au trecut pe acolo. Bă, da, tu... Unde mă mândria? Mă, ce am învățat eu toată viața? Eu care am crescut mai între bărbați. Băi, când vine cineva, când stai la masă și vine cineva și zice, dă eu -mi și mie pe aia că i-am dat 100. Mm -hmm. Tu ce faci, mă? Tu schimbi impresii sau ce faci? Tu trebuie să fugi ars. Mâncând pământul. Mâncând pământul. Ca să ajungi să fii făcut în podcasturi de râs fin și să nu-ți dai seama cum a pățit el la măruță să-mi o știai de trecutul a, a, a iubitei, amantei și tu să fii încurcat la microfon, că nici nu le-a avut niciodată cu comunicarea el. Să spui, păi, eu când cunosc pe cineva, nu iau buletinul, nu cer buletinul, ferească Dumnezeu. S-a luat Dumnezeu mințile. Episodul cu păruiala de la Znagov, care a făcut în conjurul lumii, cred, nu al României, îl regreți? Sau... Regret nu fiecare moment, cum regret fiecare moment, ei? dar a... Cred că Dumnezeu le-a făcut în așa fel încât toată România să se deștepte și să înțeleagă tot ceea ce a făcut. Că el a fost un brand, am creat un brand, în toți acești ani am fost exemplu. Cred că am fost proiecția mea a ceea ce mi-am dorit cu ardoare toată viața să am lângă mine. Un bărbat când intră undeva să se facă liniște. Când intră. Când intru eu cu el de braț să se facă liniște. Mm -hmm. Noi când intram undeva se făcea liniște datorită mie că le era frică ca de dracu de mine, da? Și știau că n-au cum să vorbească un cuvânt rău de soțul meu și își dădeau coate toți când îl vedeau pe el. Și atunci... Dar ce ai vrut să faci atunci cu episodul de la Znagov? Nu, n-am vrut să fac nici. Știam că păi, e totul filmat. Păi, filmat cu nu, 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 largul pe... concurs al tău. Nu. Nu. Greșit. Nu a înțeles nimeni nimic. Camerele. Eu așa am înțeles că nu. atunci când el a început să te nu. agreseze să fizic, mea. tu ai venit în dreptul unei mașini și ai da? spus, uite, filmează, vezi ce-mi face? Cu alte cuvinte. Nu, am întrebat, ai filmat? Ai filmat? Da. Păi de ce? Tot aia. Păi de ce? Pentru că era finul meu. Noi am venit atunci acasă. El nici n-a apucat să coboare din mașină. Să în mașină. N-a plecat, tocmai pentru că știa că e beat, că l-a văzut. Da? Că era băut. Uhum. A venit, am încercat să vorbesc frumos să-i spun, ascultă, ai un botez. Foarte urât să faci așa ceva că nu ești însurat, că, că nu ești divorțat. Da. Și ai niște copii și ai o datorie de tată, de părinte, că te faci de râs în fața țării și așa ești ultimul bărbat al României. Adică nu mai poți să stai la masă la restaurant. Cum ți-am spus eu și am spus toată viața o femeie care a stat și a fost obișnuită să stea sub masă și dacă o pui tot la masă, ea tot va aluneca sub masă. Pentru că așa este formată. O femeie care la 17-18 ani, dacă dai search, Google search pe numele ei, vezi că a fost implicată în violuri, care declară cu nonșalanță că la 12 noaptea s-a dus în casă la Doru Iuga? Cred. Care fusese la OTV? Pe OTV, bravo. Că s-a dus să facă ședințe de spiritism la 12 noaptea la niște bărbați în casă. Și aia, vezi, doamne, i-au pus și au adormit-o și au violat-o. Ferească Dumnezeu. E o problemă. Și pe urmă, i-a dat la poliție că au violat. Iar ăla iese și spune săracul Doru, eu n-am nicio legătură. Da, știm. Că omul este pe altă, da. are altă orientare. Da. Dar ea a luat niște bani, ea vine dintr-un bordel din Austria, ea e prostituată. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Dar atunci ai vrut să-i strigi botezul? Că se spunea că ai dat mesaje la tot felul de oameni despre care știi că o să ajungă acolo? Doamne să... ferește! Nu. Niște prostii, niște Ei, și că speculații le... doar pentru a face rating. Normal. Și cine? Cine? Un domn care conduce un trust, care mm -hmm. mi-a fost prieten trup și suflet, care îmi povestea despre Laurențiu cât de prost este și cu cine umblă. Și care o cunoaște pe doamna lui Laurențiu, trup și suflet, și am eu toate dovezile de, mm -hmm. de, la, de la el. Uite, nu vreau să pierd momentul. Noi avem un pariu al emisiunii și legat de sponsorul nostru, dar un alt fel de pariu, un pariu atipic. Mm. Și vreau tu să faci un pariu legat de el, indiferent că e vorba de cariera profesională. Va ajunge foarte jos. Deci, hai să formulezi, nu că. Facem sunt... pariu că Laurențiu Reghe cam va ajunge foarte jos? Ăsta este pariul tău. Profesional. Pentru că pe parte de viață el, el înăuntru este terminat, pentru că el știe pe cine are lângă el, el știe ce a făcut cu viața lui, el știe că nu mai are loc de întors niciodată, el știe că toată, toți bărbații din România râd de el, el știe că toate fetele din Dubai care se ocupă și ele cu altceva au venit și mi-au spus toate nenorocirile pe care le-a făcut, deci el nici în Dubai nu mai are loc. Deci cu o ta Conducătorii de cluburi știu cu ce se ocupă și cu ce s-a ocupat. La Craiova, Rotaru știe tot. Deci o, cota un da. astfel de pariu e foarte mică din ceea ce spui tu. Nu? Nu e mare. Deci, pe cine sunt... era Laurențiu Reghecam? Cel mai tânăr antrenor care a jucat finală de Champions League Asia. Vedem ce spun cei care ne urmăresc, apropo de, de pariul Ulanei. Unde a fost Ana la Laurențiu... face pariu că Reghecam va ajunge și mai jos decât e în momentul Corect. de fapt. Un om care... ști știi că nu dormeam nopțile. Ca să mă gândesc cum putem să unim echipa și mai tare aici la steaua cum putem să ce mai trebuie să fac să strâng echipa și mai tare aduceam îi aduceam la mine și soție tu ai greșit aici tu n-ai voie să faci aici tu trebuie să îți respecti nevasta să tu trebuie să respecti pe el ședințe de terapie de ce ai jucat prost pe păi, ai avut aia, aia. bine. Uite, hai să reparăm asta, reparăm asta. Dacă dai gol mâine, uite, antrenorul tău, Laurențiu, o să-ți ia un telefon. I se lua telefon rusesc. Dacă dai gol și ești ok și te concentrezi în meci, vezi că primești o geantă lui Viton. I să lua geantă lui Viton. Ceea ce își doreau toți. A fost ceva Dar tu ai puterea să recunoști că odată cu aceste performanțe realizate de echipă cu el antrenor, te-ai și tu, din toate punctele de vedere. Greșit și aici. De ce? Eu în 2006 ca... avem jucătorii echipei naționale, că nu eram căsătorită cu Laurențiu Reghecamp, nici nu aveam legătură cu Laurențiu Reghecamp. Nu te-ai ridicat, nu înseamnă că te am... erai jos, nu, înseamnă nu, nu, că ți-ai sporit popularitatea și celebritatea. Pe bune? Păi nu. Eu m-am născut Ana Maria Prodan, ce e cu tine? Ce... El a da fost orice soțul om evoluează. Meu. Nu, încă o dată. El, Laurențiu Reghecamp a fost soțul Ana Mariei Prodan. Toată viața. M-a strigat pe mine cineva vreodată, doamna Reghecamp? Din ce știu eu, nu. Bravo. Pe el au strigat toți domnul Prodan. Mulți. Da. Mm -hmm. Oriunde ne duceam în țară, cine îl cunoștea pe Laurențiu Reghecamp? Bătrânii. Uh, cine? Cine mă? Era soțul Ana Mariei Prodan. Lucru care l-a copleșit. Unde ieșeam, unde mergeam, lumea era călare pe mine. Poze. De toate. Eu întotdeauna luam de mână. Soțul meu, Laurențiu Reghecam. Eu sunt Ana Maria Regec, toată viața. Mm -hmm. De ce? Pentru că am văzut la mama mea. Pentru că tatăl meu nu a vrut niciodată să fie traiantă, nase, po, avocatul. Nu. Era domnul Prodan. În mintea tuturor. Era soțul mamei. Copiii... Și mama îl trăgea întotdeauna. Îl punea în față el. O punea pe ea în față, avea grijă. Copiii cum se raportează la el acum? Cele două fete și pe Beto. Păi, cum să se raporteze dacă el în plină sală de judecată a spus că ce treabă eu cu fetele să le țin, nu sunt ale mele. Cumplit pentru un părinte. Deci pentru ele, el nu mai există. Pentru toți a murit. Ca să poți să ai inima să spui așa ceva când aceste două fetițe te-au divinizat, au deschis ochii pe tine și te-au susținut cu toată forța lor. Și oriunde mergeau când cineva spunea ceva, că și ele au trăit episoadele astea, nu numai eu. Când veneau toți și în tact. De cele deci mort pentru voi? Și îngropați cu pomană de șapte ani făcută. Dar nu crezi că e de datoria ta, în pofida mentalității pe care o ai acum, sau atitudinii mai degrabă, să... El a pe cel mic să aibă o relație normală cu el? Eu e, e al vostru, eu e împreună. Eu nu o să-mi oblic copilul niciodată, dar atâta timp cât în trei ani nu l-a căutat, nu l-a ajutat, a strigat sus și tare că i-a plătit școala și trei rate la mașină, nu cum să fii părinte. Să nu te intereseze niciodată copilul are nevoie de benzină, mașini, Haine, bani, că e și el are 14 ani, este și el cu o fată la film. Mm -hmm. Nu? Nu simte nevoia bebeto să nu bebe? știu, să comunice cu el? Să când i-a fost mai greu, n-a fost lângă el. De fiecare dată când a venit acasă, a făcut un câte un scandal. Băut. Ce să faci? Și ce să înveți de la el? știi ce mă întreabă bebe? Eu îl oblig. Uite, scrie lui că tu răspunde lui taică. A, deci îi spui asta? Ei, cum? Normal. Ia de la taicătu tu tot ce a fost bun. Și el ce spune? Ce a fost bun la tata? Păi ce a fost bun? Că de când mă știu, te-a chinuit. Ce a fost bun? Uite, ăsta este. Copilul meu s-a dus la ușă la amantă, la șase dimineața, singur. La... Eu nu eram în țară. Așa. La șase dimineața, copilul meu a fost în fața ușii și bătea cu pumnii și picioarele să iasă iar el disperat plângând mă suna din casă de la amantă să rog pe cel mic să se urce și să plece în taxi și să plece la Snagov înapoi. Pentru că băiatul meu a deschis locația pe telefon, i-a luat numărul amantei și l-a urmărit pas cu pas. Și m-a sunat și mi-a spus, vezi că este cu o așa, uite acolo stă adresa cu tare. Sunt în fața ușii la șase dimineața la 14 ani. Incredibil. Și stătea în genunchi când a venit acasă și plângea și jura și avem mesajele pe grupurile noastre unde jura că nu va mai face în viața lui, că mama lui, mama voastră e Dumnezeu, fără mama, mama voastră e îngerul vieții mele. Nu o să mai fac, tati, tu niciodată să nu faci ce am făcut eu, tu ești băiatul meu pe care te iubesc, eu sunt un nenorocit. Da, și? Și? Cu ce ne-a ajutat? Am făcut nuntă. 15 ani de căznicie. Unde a avut curajul să vorbească în fața țării, să spună că n-a știut și că îi pare rău că a făcut-o. Când i-a făcut surprize? Sau când? Nu era surpriză, dragul meu. Eu oricum îi făceam surprize de fiecare dată, totul. Numai că am făcut asta, a venit cu două zile înainte din Arabia Saudită. Și noi l Știa. O petrecere. Nu, 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 greșit. Minciuna iară mare. Păi bun, la câte să scriu logică, sunt foarte nu. multe Înainte cu două zile noi am organizat tot, tot, tot. A aflat și a zis, tati, dar știi că toată lumea vorbește. Și am zis, ce treabă avem noi cu lumea? Ce treabă avem noi cu lumea? A mers la finii noștri, la domnul Gabriel Oprea, de la ape și... Uh -huh. Luciu Apelor și drăgă da, pe el. Da. Al Gabi Oprea, să nu înțelegă nu, lumea, nu. că mai e un o, Gabi ăsta Oprea. care a avut dolce vita, da. pe care eu l-am ajutat toată viața. Dar toată viața. Copilul lui și astăzi merge cu mine în vacanțe, Care a venit martor împotriva mea la proces, Tu îți dai seama, ce oameni nici de joasă speță. Ne-am da. dus acasă la Gabi Oprea. Doamne ce-a băut de fericire. Că ajunsesem de să beam și de fericire și de necaz. Doamne, iubirea mea. Întreabă pe Bacmuțeanu și toată lumea. Au fost 150 de oameni la nuntă. Cât m-a ținut în brațe, ce dedicații, cum dansam. Că doar există toate Da. da. Fericire mondială la trei zile se i fu deschis, luat tot fugit. Ce înseamnă luat tot? Tot, toate ceasurile, colecție de ceasuri, bijuterii, tot. Venit în emisiune la Măruță și spus nonșalant, eu le-am cumpărat, sunt ale mele, fac ce vreau cu ele. Mm -hmm. Cum? Păi într-o nu muncim amândoi? Păi într-o căznicie nu se împarte totul jumate-jumate? Conform legii, nu bunului simț. Cum? Sunt ale tale, luat pe toate și ai plecat. Dar copiii ce au? Noi de ce am muncit? Să lăsăm copiilor noștri. Pe păi cum mă simt eu când mă duc prin Dubai și vin toți care îmi spunea, lăsat tamane două ceasuri. Ia mă, da, ceasurile mele. Uh, vin azi și îmi spun, uite, vezi că a vândut încă două aici pe un sfert de preț. Cum mă simt eu? Deci l-a vândut ceasuri în Arabia Saudită sau în Emirate? În Emirate. În Emirate. Pe nimic. Și-a bătut joc. Pe și cu banii tot. luați de la Wassel, de la Wagda, de la mai știu eu cine, ce făcea cu ei? Ia, îmi cheamă și întreabă. Ce bani mai are? Se laudă. Case, peste case, apartamente, 30, prin Nuremberg. Ferească Dumnezeu. Nu mai are coerență, îmi spun toți. E în fund? Ceva. Nu mai are nimic? Pe păi la Nefci, Bacu, bacul antrenează... 10.000 de dolari pe lună. Pe, păi pe lună, Ana, 10.000 de dolari în România e un salariu, înseamnă un salariu fabulos. De la 2.5 milioane, de la 1.5 milioane. Mm -hmm. Cam jos. Divorțul, Încă... într-o fază Încă -am avansată? Primit. Încă n-am primit. Uh... Că s-a scris în perioada e, asta. A Anunțat tot el cu micul patron de site. Uh -huh. <laughs> Știi ce a făcut el? Cred că asta a fost realizarea vieții lui. S-a împrietenit cu Radu Budeanu. Frați. Uh -huh. Dar Radu Budeanu e cel care i a distrus Samanta. a scos dovezi. Le-a pus prin cancan, l a făcut. A venit, mi-a spus, mi-a povestit cine cine o știe, cum o știe, câți bani, tot. Acu e prietenul lui. Păi tu dai seama ce lume. Dar spune la divorț ce ceri sau ce... Uh... N-am cerut niciodată nimic. Mă, ah. am cerut niciodată nimic. crede -mă că mă, eu când văd Ana Maria Prodan a pierdut, ce să pierd? Păi eu am pierdut tot. Păi da, mi-a luat tot. E vândut tot deja. Tu ai pierdut tot? Păi ce să-i mai iau eu lui? De unde să-i mai păi iau? nu, înțeleg că el a pierdut tot, ai pierdut și tu tot? Nu. Păi dacă el a luat tot, eu ce să mai iau? Praful de pe tobă. Pe case, mașini. Păi mai am două case, se luptă să le ia și pe alea. Că vrea jumate și din alea, auzi. Da, Dacă nu era averea lui mama, unde crezi că eram? Păi uite-te rolls -ul. Îți aduce aminte pozele de la Craiova cu Amanta care trăgea invers de ușa de la Rolls? Vă ți aduce aminte? De și eu, băi, învață-o mă, că rupe ușa la mașină, nebunule. Și Ferrari și Jeep-uri și... Ferrari este mașina cumpărată de mine, din banii de la mama mea. Da. Da? jeep vândut, Bentley vândut, fără că eu să știu, normal. Da? rolls a vrut să-l vândă, deja suna să dădea mesaje disperat să-l vândă pe nimic. Am aflat în timp și am zis, am făcut prin avocați. Mare grijă. Mare grijă. Da? Deci, practic, nu s-a destrămat doar o familie, s-a destrămat și un imperiu financiar. Chiar imperiu financiar. Dacă eu am aflat de la Gigi Becali că acum 10 ani dădea de sume fabuloase și deschidea afaceri tuturor scursurilor, tu ce ai? Ce? Am văzut, domne, a bătut-o pe nu știu care, nici nu o cunosc pe aia. Știu doar că o cunoaște toată România. Dar cum să mă duc eu, Ana Maria Prodan, să dau într-o prostituată? Păi înseamnă că mi-am pierdut valoarea eu ca femeie. Dar episodul ăla de la Znagov cu păruia la aia Ți-aș trebui serios imaginea, nu? De ce? Păi, Toată România a văzut cum un om Venerat de familia lui da. Vine și lovește mama copilului Înjură și face ce, tot ce a făcut Da, Ai ce dat voie? și tu da, ce... Păi am dat, am dat. Mă rog. Păi așa mă știi tu ce pe mine? <laughs> așa <laughs> mă știi tu pe nu, mine păi, S-a născut știu... bărbat să mă bată pe mine Te știu de la Alexa Uite vezi și acolo la fel Eu sunt o tipă iute la mânie eu și cu Alexa am construit tot așa. Bă, ceva fabulos. Mă, tot la GSP cred că erai pe vremea aia sau te muta să la Digi? Nu mai știu pe unde am fost. Da, da zi când, turi. când la fel. Păi ce, exista zi fără Dan Alexa? În ziare? Sau fără Răducioiu? Fără Dan Alexa? Fără uh, uh, Florentin Petre? Fără... Exista? Nu. Ai mei? Numărul 1. Numărul 1. Deci aș vrea odată să vorbești cu, Io cu aia, cu Ovidiu. Mi-a scris o scrisoare fabuloasă. El și uh, Traian Băsescu pentru cartea mea. Și este sunt cea exact... mai bună. Da. da nu, sunt așa doamne. e cartea. Eu, da. da, sunt, sunt cea mai unu. bună. Sunt numărul unu. Ce îi spune lui Regi dacă l-ai vedea în momentul ăsta Stai și aici în locul meu? Că îmi pare rău și că mă rog la Dumnezeu dacă mai are cum să se oprească din această cădere fabuloasă. Și dacă mai are, chit că se izbește de stâncă să se oprească. Pentru că dacă nu găsește de ceva să se țină acum, se va zdrobi de poalele stângi. Și niciodată nu mai are cum să revină. La tine? La viață. Dar la tine? La mine niciodată. Chiar dacă ar veni și ar cere îndurare, cum spuneau ei în filme, pe vremuri? Nu pentru că un om care premeditează răul, nu are cum să fie iertat. Un om care își distruge copiii voit, n -are cum. Un om care își face de râs copiii. Pentru că el nu m-a făcut pe mine de râs. El în primul rând s-a făcut pe el de râs. Este astăzi de râs. Mi-a povestit cineva un episod. episod de am înghețat. Am zis, vă rog, nu, hai să nu, să încercăm să evităm acest subiect când mă vedeți pe mine. S-a dus la o masă recent. Da? Și anumiți bărbați au văzut Amanda. Și au vrut și ei. Că o cunoșteau. Și nu știau că el. Știe... Ei știau, veniseră din Moldova. Ei știau că el e soțul meu. S-a ridicat de la masă și a plecat. E cumplit. E cumplit. Păi, deci adică, e mi se pare de. Adică. Filme science fiction. Pentru noi, durerea este cu atât mai mare. Noi realizăm, noi cunoscându-l pe el și cunoscându-i slăbiciunile, noi realizăm că el are niște probleme cumplite pe care numai noi putem să le reparăm cumva și să le ținem să nu sângereze, știi? Uh -huh. Acum el e cu sângele și roaie pe el, pentru că el nu mai are cum să-și repare demnitatea de bărbat. El nu mai are cum să dea înapoi. Acum, ce să fac? El acum știe tot trecutul amantei. Știe tot ce a făcut. Îi știe pe toți. Să mai facă ce? E de râs deja, nu mai. Și dacă pleacă de acolo, tot așa va rămâne, toată lumea râde de el. Da. Deși deci la un moment dat, după episodul ăla cu păruiala și cu asta închei, nu podcastul, că mai vreau să vorbim și despre altceva, nu doar despre Reie Camp. Ai, ai spus într-un mesaj că vrei, nu vrei, înțelegi această relație, iurezi Dar normal. mulți ani frumoși celui vrei? mic, Auzi, hai să spun, venit ce? pe lume. Ce? Nu, chiar cu... n-ar nicio copilu vină. Copilul n-ar nicio vină. Da, și să spun ceva. Copilul va trăi o tragedie când va învăța să citească și când o să citească și o să vadă fotografiile cu mama, nenorocirile, videourile din tinereța mamei, declarațiile lui Iuga de pe vremea respectivă. Ce ce ai putea să mai faci? E adevărat. E cumplit. Da. Adică, nu mai ai ce. Și dacă ar vrea, nu ar mai putea să dea timp înapoi. Iar eu știu că el, în inima lui, în sufletul lui, el poate să vină să spună orice. El e terminat. Deci, cea mai mare dezamăgire a vieții tale? Mm. Nu mai am dezamăgire. Adică, sunt imună mm -hmm. la absolut orice. Și am învățat că nimic nu este. Dar s-a produs și cea mai mare suferință? Da dar știi, prin prisma copiilor. Pentru că venea copilul meu plângând de la fotbal și venea și spunea, mami, m-au înjurat ea când am dat gol la gar, mi-au zis, du-te, drecu, cu prostul la de tact. Adică Bine pentru și copii... Ce copii și e, nu, ăia oameni mari. Sau, mă rog, mai mult. Plus că, tu știi, copiii când sunt mici sunt răi, că nu conștientizează. Ei spun ce aud acasă. Îți dai seama ce îi spunea, ce la școală, Copilul meu nu s-a dus la școală aproape o lună. Am vorbit la școală și a făcut școală online. De rușine? De rușine. Și eu îi spuneam, știi că nu e chiar așa că tati o să vină la un moment dat acasă, tot pe capul nostru o să pice, o să vedeți că doar... El a mai trăit odată niște episoade din asta mm -hmm. când toată Târgoviștea râdea de el. Toată lumea fotbalului știe. El a avut o, o slăbiciune pentru genul ăsta de femei. Probabil că acolo el s-a simțit bărbat. Cu tine nu s-a simțit bărbat? Din moment ce te duci la astfel de femei? Nu vorbesc în perioada voastră de glorie. Nu, nu acum. știu ce a fost în sufletul lui. Probabil că în lumea asta urâtă și mică, mm -hmm. care nu contează, probabil acolo s-a simțit el, că îi spuneau prostituatele. Ce șmecher ești tu, ce bărbat ești tu. Am închis cu ureche. cu Alexa. De cu ce, Dan? ce? Nu, s-a dus, da, dacă no. tot am amintit de episodul Dan, ăla. D -d de ce ai cum ar fi Ei, spus regretatul Ciuțu? Condurățeanul. Dar ce ai avut cu el? Mă, eu să știi că am. am Asta vezi din bărbăția pe care o am în mine, știi? Mm -hmm. Eu sunt foarte mândră. Mă foarte mândră. Adică eu pot să pierd orice, dar nu. Demnitate. N-aș putea. Eu mi-am dorit pentru Dan o carieră fabuloasă și la fel, doamne, știind că se năruie cariera lui Reghe Camp, am vrut să arăt că pot face de la început. Și am făceam în paralel așa cariera lui Dan Alexa, a lui Florentin Petre și a lui uh, uh, Florin Răducioiu. Eram non-stop împreună. Era și Burcă lângă noi, era și Dani Coman. Uite, invita-l pe Dani Coman și întreabă-l cam ce-a pățit cu uh, Dani Coman, cu mine și cu, cu ce-i spuneam de Alexa. Dacă nu-l pui antrenor, mor. Uh, Patronul oastrei. Păi, a scăpat de mine până nu l-a pus antrenor. La rapid, a scăpat cineva de mine până nu l-a pus antrenor. No. Da. atunci tot de la o domnișoară v-ați luat. Nu. Nu, nu aveam nicio legătură fata. Cu care Că s-a spus că era cu cineva, era geloasă, ai, dai, deși, da, nu... măi, dacă eram geloasă, îl băteam pe Alexa că eram geloasă. Aia, mă, ce dracu. Eu dacă toată viața mea mi-am dorit ceva, păi tu crezi că dacă eu voiam să rămân cu Alexa, cum au spus ăștia, ai avut o relație și trebuia să te măriți da, cu Alexa. Că nu mai e acum niciun secret, da, toată întreb. lumea a spus da. că Prodanca e cu Alexa da. pe Păi nu, dar Cest. stai, păi stai că, nu, că prima dată am fost cu Burcă. De Burcă n-am auzit. Da, pe urmă am fost De... cu Coman. Pe, urma, pe prima dată am fost cu Penescu. Pe urmă am fost cu Nicolae de la uh, Brașov. Aia am auzit. Așa, e vezi? Aia am auzit. Pe urmă, stai, cu cine am Eram cu Gigi Becali. No, nu, cred da, că noi, nu, Da, eram dar... cu Gigi Becali, toată lumea. domne, ce -i? reghe cam era fiert. Dacă ce se stai uită, toată ziua la palat? Se uită Gigi la noi acum, îți dai seama. Hey. stinge... Oricum, oricum, sau ce o oricum, deci eu, orice ar spune da, Gigi Becali. Eu am fost bleța lui Gigi Becali. a da. pe mine lumea că știa da. că te cunosc, domne. e de adevărat ce? că Prodancă e cu el. Dar de ce nu s-a spus până Știi? să dau în el că sunt cu el? Că după ce am dat în el. Da? Și fii atent de la ce a pornit. De la ăsta, cum îl cheamă. Zim. Care zice ăștia care dungă roșie pe buletin. Gane. Aha. Da? Deci, de la Gana, care era tot jucătorul, antrenorul meu, pe care îl pusesem antrenor la, la, la uh, voluntari. Uh -huh. Da? Iar după ce l-au dat afară de la voluntari, da? că erau și geloși între ei, de ce ții mai mult la ăla? De ce l-a ajuns pe la? De ce l are trei articolul? Eu am două. Deci aveam și din astea, o, oh, știi cum era fiecare, gelos pe celălalt. Pentru că bărbații, eu am și o să spun toată viața, sunt ca niște mici copii. Toată viața, și dacă au 50 de ani, ei tot ca niște copii se comportă. Erau așa, era mama. Pe ăla l-ai propus, că mi-ai zganea, pe ăla l-ai propus peste tot pe Alexa. Păi da, dar tu erai sub contract la voluntari în Liga 1, nu? De ce nu m-a luat pe mine Cristi Tănase? Păi nu știu, mă întrebă pe Cristi Tănase, din lista mea de antrenori, l-a ales pe, uh, pe Dan. Dar tu, nu ai spus de ce ai dat în el. Bun, nu a. din cauza unei femei, dar de ce ai dat în el? Nu, ca să trăi la că altele. De ce n-a zis lumea atunci că trăia? Ok, am înțeles. Da? De ce? Îți aduce aminte că uh, Dan retrogradase cu călărașul. Uh -huh. Mamă, a fost tragedie atunci. Bine, da? tot el îi promovase. Da, deci că, a fost da. tragedie la retrogradarea aia. Da? Toată lumea vorbea, domne, nu se mai ține Dan de nimic, uite așa, uite așa. Ok, lasă-mă că o să vă arăt eu că îl pun și mai sus. Da? La Astra. Locul întâi Astra. Asta da. era campioana României, de la retrogradare. Mamă, toți au zis, băi, lasă-ne, băi, nu se poate așa ceva, n-ai cum. Ți minte că a zis la un moment dat Ilie Dumitrescu, mi se pare, bă, dacă nu ai pe Prodan ca manager, nu mai exigi, mă. N-ai cum să te duci de la călăraș, la retrogradat da. în Liga să te pune la echipa Cred Cantu. că și Panduru a zis. Sau Pandi, nu că Panduru a zis, da. Așa. Uh, da, l-am pus acolo. Am făcut toate transferurile. Cum? Niciodată, nici pe vremea soțului meu, că atunci revenind, când am văzut la divorț că a spus că nu s-a putut dezvolta din punct de vedere fotbalistic și n-a putut să-și facă o carieră pentru că eu impuneam jucători. Bă, ce jenant. Tu îți dai, da. dai seama ce jenant pentru un bărbat? Eu niciodată nu n-am impus nimănui. Cât de prieten am fost cu conducătorii sau antrenori, niciodată n-am impus pe nimeni. Să joace ăla. Niciodată. Da. Nici fiinii mei, care erau fiinii mei. Da. Bă, uite, zim ce vrei din toți jucătorii mei. Dane, asta este lista mea de, de jucători ce vrei. Ăsta, ăsta, ăsta. În rest nu mă interesează. Bine, ok. Ce luăm de afară? Uite, am primit 30 de jucători. Ia-i, uită-te pe ei și spune. Ăla, ăla, ăla. Printre care și tiram. Uh -huh. Tiram din Israel. Da, da, da. Dar ne sigur că știi că patronul nu ne lasă să lăm foarte mult, trebuie să luăm ce... Da, ăsta. Bun. Tiram. L-am adus. m mă îmbrac frumos, țin minte toată viața. Cu patronul noastră, am băut o șampanie, făcusem echipă. Meciul cu Botoșani. 11 metri face tiram, 1-0 pentru Botoșani. S-a evaporat șampania din pahar. Păi Ana, pă ce ce asta? Ăsta, șchiopul ăsta. Stai, dumne, puțin că o greșeală a fost. Asta e, a greșit fundaș central. Dom'le, am dat și o grămadă de bani. M mă, certea certa patronul, mă făcea prost. Praf. Acum Alexa nu era pe bancă, era suspendat. Dai seama. Pion neagră de supărare discuții cu patronul, îți dai seama. Păi, pe final mă rugam la Dumnezeu. Băi, dă tiram gol cu cap. Păi, se face egalitate, se termină meciul. Oh, slavă Domnului, gata, domne, vezi, uite, și a revenit tiram, asta este. Nu, nu e bun. Da. Nu e, voi ați adus, voi ați făcut, nu știu ce. Când am ieșit, s-au întâmplat anumite evenimente la mașina mea, pe lângă mașina mea. Lume multă filma. Eu am vrut să plec, îți dai seama. Când am să plec, fa, înăuntru scandal. M-am întors. La lift acolo. Da, dar eu nu eram, vezi, în primul rând că a fost o prostie și o nebunie, nici nu aveau voie să filmeze în incintă. Se terminați și meciul și nu, conferința Păi nu, și Ana, și de presa. afară, E filmau de afară. Voie. Păi filmau de afară. Era nu un ai voie ca... în, incinta unei clădiri. Ok, n-ai voie. Da, intrat eu, dacă camerele. da. Dădea... nu, dar n-ai voie să dai. Fără aprobarea mea, eu dacă îi dădeam în judecată, îi mâncam. Bun, dar episodul rămânea. Probabil că îi, tu câștigai în instanță, îi câștigau da. ca imagine, ca rating. Păi da, dar ștergeau tot. Da. În fine. Da, mai și l-ai prins la lift acolo? Nu. A venit la lift, era Dani, erau toți. Erau da. jucătorii de la Botoșani. Nu, toată lumea. Și a început scandalul cu transferurile proaste, dă-i afară. Cum să închidem contractul unui jucător care nu s-a făcut nici măcar luna de când avea contractul semnat? Afară, n-ai cum. Toată lumea, știi. stres, stres, stres. Uh -huh. Ăla nu e bună, ăla, gata, nu mă mai interesează. Dificile momente. Și eu nu pot să mă duc să-i spun jucătorului că îl dau afară, că n-ai cum, că e și străin. Da. Și de acolo am început, ne-am certat, ne-am certat. Și pang. Da, n-a venit și a zis, ce domne că tu ai adus, ce mă interesează pe mine, șchiopii ăștia și nu știu ce. Stresul ăla, al multe multă lângă noi. Nu, discuția nu era eu cu el în cameră. Jucătorii da. ieșeau cu gențile pe umăr, Dani ieșea, toată lumea. Și l-ai plăznit? Și atunci ce ți-a cum bă, ce nerve atunci. Ei, da. Da. <laughs> Greșit Azi. pentru mine că... Ca femeie, da. Da, vezi, El a fost apreciat că vezi domnul postat Uite ce înseamnă a... un gentleman. Un să... gentleman, normal. Cum da. era? Păi, dacă îmi dădea una, tu îți dai seama. Acum hai să fim. Sunt eu luptătoare, așa da, și, nu da. Și cu Dan, care l-ai văzut că e cât muntele. Da. Deci un om, un bărbat, bă, adevărat. Un om apropo... care a zis Ana, cam, calmează-te, te rog. Hai să venim bărbat. în prezent, nu uh, nu pe aceeași linie, apropo de bărbați. În curând spuneai că aniversez o frumoasă vârstă, 50 de ani acum în decembrie, înainte uh -huh. de Crăciun. Și spune că după această vârstă vrei să trăiești. Mă vreau să fiu și o femeie. femeie. Și întrebarea uh -huh. mea e dacă. Învăț, trebuie să învăț în primul rând. Întrebarea mea e dacă tu, sincer, te mai vezi cu cineva serios? Da. Da? Mama, a treia oară trebuie să fie cu noroc, știi? Uh -huh. Așa zic eu, că trebuie să am un bărbat lângă mine, cum vreau eu, domne. Căsă Bă, e așa. Căsătorită sau nu contează aspectul ăsta? Băi, eu cred foarte tare în instituția, asta. În instituția căsătoriei, așa. Cred că este o Așa e firesc mm -hmm. să fie. Da, cum, Dar, cum e firesc să fie un bărbat lângă tine? În primul rând, sau bărbatul de lângă da, tine? În primul rând, bărbatul meu. Nu bărbatul să aibă, bărbatul să care spune, fi, al meu, e exact, al meu care se uită să uită la lângă noi tine. acum da, da, ăla, da ăla, dacă în România asta sau în ce colți de pe pământul ăsta se află un bărbat așa un bărbat care, pentru care mândria uh, demnitatea uh, și puterea. Un bărbat trebuie să fie puternic din toate punctele de vedere, și financiar, și uh, ca și fizic. Fizic, da. nu? Da? Dacă există bărbatul ăla care își dorește să aibă pe Ana Maria Prodan alături, cu care să construiască un imperiu mai puternic decât fostul imperiu Reghecamf, Prodan, Reghecamf, cum vreți voi să o, să o numiți, mm -hmm. da? Care știe că atunci când iese cu mine trebuie să se facă liniște din ambele părți, care bărbatul care știe că respectul față de familie, copii, soție, trebuie să fie atât de sus încât nimeni să nu ridice nasul către bărbatul meu, da? bărbatul ăla trebuie să știe că în vârful piramidei trebuie să rămânem și să ne menținem, că acolo e problema, că pereghe cam l-am cărat în vârful piramidei, dar el n-a putut să se mențină. Că acolo este puterea unui om să te menții, că de ajuns să ajungi cum ajungi. Corect? Da. Dar cum te menții contează. Și dacă pici, cum te ridici? Și obligatoriu ca acest bărbat să accepte și personalitatea ta, pentru că e greu de crezut că întâlnești pe cineva mai popular ca tine, cel puțin în România. Păi da, mă, asta trebuie să fie mândrie pentru oricine. Păi, nu știu, ca bărbat să fie bărbat? mereu pus în umbră de cea nu. de lângă el. Pe uite că dacă îmi găsesc un bărbat... El întotdeauna va fi partenerul păi Anei Maria Prodan. Nu păi vei fi tu mereu exemplu, partenera... Și dacă, de exemplu, îmi găsesc un țiriac, e? o să fiu eu nevasta lui Ion Țiriac. Așa da. Înțelegi? Dar cât sunt ca țiriac? Păi asta spun. Eu am nevoie de un astfel de bărbat. Ca țiriac. Eu nu mai pot să, să stau, să iau iară unul de jos să-l învăț, să-l construiesc și iară să cadă cu vreo parașută din asta. Nu pot. Deci vrei unul celebru. Da. Trebuie să fie puternic, să aibă banii lui, să nu stea să uite cum s-a uitat reghe de pe mail-uri, dacă ți-au ce aminte pe vremuri, să-i plătești lui telefonul. <laughs> Înțelegi? Așa? Trebuie să fie puternic financiar, trebuie să fie puternic ca om, trebuie să aibă respectul societății, da? Știți, când ies undeva să zic că toată lumea, Bă, a venit Prodan cu nu știu cine, sau a venit cu tare cu Prodan. Puh. Există momentul ăsta în România profilul... Da, țiriac! <laughs> nu te deranjează vârsta? Păi am 50 de ani. Păi nu, nu a ta, a lui. Păi, eu am 50 păi de a ani, a nu lui. doar nu să-mi unul de 30 ceva. Auzi, fii atent, și aici o altă prostie. Ia zi. Și o imbecilitate a bărbaților și chiar a femeilor. Deci dacă eu să spunem o Prejudecat, nu neapărat o imbecilitate. Am imbecilitate, da? nu e okay. prejudecat. Hai spune despre ce. Cum eu la 50 de ani să-mi iau unul de 29? Mă pe bune. Ce avem noi de discutat? Ce subiecte comune avem noi când gap diferența dintre generații este atât de mare? Ce ai putea să faci? Cât poți să stai cu o femeie sau un bărbat în pat să faci sex? Hmm. Cam cât? Depinde cât te ține. Păi te ține, nu te da. ține non-stop. Da. Nu? Dar băi, un bărbat cu o femeie trebuie să construiască. Păi și imbecilitatea care e? Că, care... că sunt mulți care... Că sunt mulți care se gândesc la 50 de ani, la 60 de ani. Stai, domnule, mi-a una de 29. Alo, băi nebunilor, reveniți-vă. Ce să faci? Aia de 29 se uită la tine că ești frumos, se uită că ai bănuți. Îți ia bănuții și când găsește unul cu un leu mai mult ca tine, te dă la o parte de nici nu mai știi cum te cheamă în 24 de ore. Pe păi asta se aplică și la tine cu țiriac. Nu? Păi, da mă dai Tu ai 50, tine. el are 80. Nu știu câți ani are țiriac. Aproape. A fost o glumă cu țiriacă. Ei, Am înțeles lumea, da. profilul ăla. Dar asta spun. O femeie n are cum să-și ia un bărbat mai tânăr cu 30 de ani. A, și ia un bărbat mai mare, cu care a făcut ceva în viață, care e celebru, de la care are ce să învețe. Uh -huh. mă, cum eu să mă vedeți cu unul de 29 de ani? Poate să fie modelul perfect. Da. Poate să fie Miss Unive Mister Univers. Ce pot să fac? Stau un pat cu el. Cât ne ține, vorba ta. <laughs> și când ne dăm jos din pat, mă uit la el și zic, ce facem acum? Că tu trebuie să faci și tu un copil, trebuie să-ți faci o familie, trebuie să-ți tu o femeie. Nu, nu mai bătrână ca tine, mai tânără. Păi da. eu te întreb pe tine, ce să facă unul de 40, câți ani are reghe? Cam 40 și... Păi tu mă întrebi pe mine, că ai stat 8. cu el în casă. 48. Da. Cu una de 29. Ce facem? Ca acum. Ce să facă el peste 2 ani, când peste 2 ani stă cu plosca? Și. Doamna, ce o să facă? O să-i schimbe plosca? <laughs> nu, o să-i da viteză pe stradă și o să-l vedeți pe la ușă, pe la mine. Dacă eu spun. Și nu mai primești ca să știe dacă vrea să vină pe la ușă. Pe păi cine să mă uită vreodată la el? Copii! Copii! Toată viața îi învăț, chiar și în situația asta. Bă, prost, câmpit, nebun, beat, e tatăl nebeat, vostru. E tatăl vostru. Dar a, perus, niște poze cu tine după cearta asta cu el din Dubai, cu nu știu ce misterios, tânăr, la brațul căruia ai vrăjeală? Fiore, dacă eu acum ies cu tine, dacă eu cu tine acum merg la restaurant și ieșim pe stradă, e adevărat, e adevărat. tu ești combinat cu mine. Așa, așa. eu așa. sunt cel mai bun subiect de presă astăzi în și România. Și locomotivă. Da, și locomotivă. De PR, da. Eu, de exemplu, cu doctorul. Cu doctorul, da? Așa -i. Doctorul din... Da, 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 da. Le, prietenul nostru. Da. Eu cu copilul meu, noi am stat în adres downtown residence împreună, vecini. Este prietenul meu. Omul e însurat, are copii. N-are o nevastă, are două. Eu eram a treia sau cum. Mm -hmm. Mă vezi vreodată, eu sunt numărul unu. Deci m-au combinat, eu am pus, văzut, eu pun și hashtag. Love my friends. Da, întotdeauna am văzut. Nu, nu, românii nu știu engleză în presă. <laughs> Dar știi ce vreau să te întreb? Mă rog, eu te și cunosc altfel și le spuneam și oamenilor cu care, iată, sunt în, în, în asociere, dacă vrei, cu acest podcast. Prietenii mei, în primul rând, Marius. Dom'le, nu e figurant aia, nu e opulentă <laughs> opulent aia, nu e arrogantă aia. Fugi, domne că noi așa o percepem, că nu. o vedem. Și... De ce? Urma întrebarea. De ce simți nevoia pe rețele să pare așa znoabă? Da, de ce znoabă? De ce? Că am, că, am, Nu brățări. Dar ce? Da? Tot ce faci ce? tu arată aroganțe. Păi, uite, să ne uităm. Ia să vedem. Nu. Ce ți se Poate pare că te-ai potoli zile, săptămânile nu, 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 nu trecute. Nu. Ia, uite, intră pe ăsta al meu da. și zi o aroganță. Și eu ți-o spun, uite aici. Intra aici. Da. o aroganță, oricare dintre. Bine, aici sunt fotografii cu familia. Nu! Eu vorbesc tot felul Ale de lucruri. În costumul de baie. Și costum de baie. Așa, păi... uh, Și eu mașini. Așa. Și, bă... Păi dacă sunt mașinile mele, cu ce mașină ai vrea să fiu pe story dacă am Ferrari? Simplu. Eu n-am spus că ai furat ceva. Păi, am spus nu, nu. Că eu am spus că te cunosc așa și da. când te văd în nipostația aia, nu. Uite, eu sunt foarte mândră de mine și de tot ce am muncit în viața mea. Eu conduc Ferrari. N-am altă mașină. Cealaltă mașină mercedes mai bac este mașina copilului meu. Da? Deci eu am o singură mașină. Cu care merg? Să nu pun storic că am Ferrari și că zice lumea că sunt arogantă? Nu? Bun. Mașină ca mașină. Altceva. Costum de baie. Hoteluri de lux. Haine de lux. Păi, dacă asta port. Nu am haine de la toate brandurile cele mai ieftine din România. Nu mi-e rușine. Îmi plac. Uite, asta de pe mine, de exemplu, nu e brand. Oricine poate să-și o uh, permită. Din mol. Da. Dar când o pun eu pe mine, este altfel. Că sana Maria Prodan. Haina nu face pe om. Omul face haina. Dacă eu am un ceas de 50 de mii, o brățară de 30 de mii și am căma cămașă de un milion de lei vechi, da? nu contează pentru mine. Dar dacă eu așa trăiesc, la nivelul ăsta, și așa am trăit toată viața, de ce, ce ar trebui să fac? Să fiu pe placul tuturor? Să Stau într-o. Nu că ești pe plac, ești pe plac, ești urmărită. Whatever. Eu spuneam da. doar din punctul meu de vedere Hai că nu, te cunosc ce? cum te cunosc. Hai să spun ce. Ceva. A... Tu înțelegi? Deci eu nu fac nimic special. Nu mă îmbrac cu chestii împrumutate, nu închiriez mașini să mi le pun pe site-urile de socializare, sunt ale mele. Muncesc pentru ele. Și avem o singură viață, viorel. Ce ar însemna? Să nu vin cu un ceas scump. De ce? Îmi place aurul. Mi-am luat ceas de aur. Îl port. Da. Îl arăt. Uite. E foarte frumos. Super. Îl iubesc. Uh, am rățări multe. Uh, câte sute de mii am la mi nu Nu-mi am văzut o factură pe Instagram cu un ceas pe care Regie spunea că ți-l a luat el și tu susținei prin acea factură sau chitanță că l-ai luat tu. Ai văzut am văzut... Ce, ce nu mai scria pe factură? Da. Lasă numele, suma. Da, da, scria numele Ana Maria. Era numele tău, dar suma uh, m-a... Suma era mică față de ce ceasuri a avut el și l a vândut. Mică. mică. Era 100 și ceva de mii. Da, era mică față de ce a făcut el și de ce a vândut. El nu știa. Mi se pare că a spus că e vreo 70 de mii, nu? Nu știa. Am văzut 100 și ceva de mii. M-am uitat, mi-am pus măcar... ochelarii. Ai văzut nici măcar nu știa săra cu cât costa ceasul respectiv și l-a vândut pe nimic. Dacă ți ar factura pe ce, ce a vândut, doar pe ce prețuri, ăla nu le mai găsești într-o viață. Apropo de viață, mai e ceva în viața asta pe care uh, ți-ai dorit să faci și n-ai realizat? Sau ți-ai dorit ceva în viață să faci și n-ai realizat până acum și vrei să faci de acum încolo? Să reformulezi. Păi, trebuie să continui să trăiesc, trebuie să fac istorie, cum ți-am spus, în uh, lumea politică, trebuie să schimb ceva legi, ca să mm -hmm. fim la rang de cinste ridicate noi femeile, dătătoarele de viață, da, așa, trebuie să-mi găsesc omul, bărbatul potrivit, sens, și repet, a treia oară, 100% tra câștigător. Nu te lași până nu găsești. Nu, no, no. Un bărbat, am zis... Trebuie să fie... Da, scuze-mă. Un bărbat ăsta, când o să-l găsesc, o să-l prezint cu atâta mândrie tuturor, o să fiu, mă ridic de la pământ de mândră. Și apropo de bărbat, că toți suntem, iată, în preajma, sau depinde când vizionezi acest podcast de, de 1 decembrie, trebuie de să fie român acest bărbat? Nu contează. Nu, nu m-a interesat niciodată de unde sunt sau ce. Până acum, sens, mi-am ales bărbați pe care eu i-am condus, eu i-am educat, eu i-am învățat. E vremea, zic eu, a venit vremea să mă odihnesc. Simți că ai obosit? Sau mm -hmm. pur și... da? Am obosit puțin, da, da, da. Că, știi de ce am obosit că am tras acum pentru toți și pentru copii și pentru mine să nu simtă, să nu cumva. Tu știi că e cea mai cumplită vârstă acum și la fete și la băiat. Adică copiii mei au trăit la un nivel fabulos. Pentru că așa mi-am dorit eu. Dacă mama mea mi-a oferit totul, eu trebuie să continui ceea ce a făcut mama mea, să le ofer cel puțin cât mi-a oferit mama mie. Știi? Se dai că când am trezit așa peste noapte fără nimic a fost un moment când mă gândeam Doamne să nu cumva fetele să o ia razna băiatul îți dai seama singură femeie cu trei copii și patru și Luca era la mine și Luca stă la mine până acum una jumate mm -hmm. acum săracul l-a luat acolo scut nu mai poate să vină să desparți copiii, cum e? Ce dureros, care au crescut împreună. te seama ce, ce simt fetele mele? Fetele noastre! Să vină să spună, nu sunt domnele mele. E cumplit. Nu poți să te numești părinte. Pe, un... pe fetele tale cum reușești să le ții departe de atenția? Sara seamănă cu mine picătură de apă. Cu atât mai mult că seamănă cu tine. Sara în toate ziarele. Nu face nimic, dar e în toate ziarele. Deci asta îmi spune, mam, cetățeni americani, altă mentalitate, sunt crescute, născute acolo. Ele nu înțeleg, mamă, dar de ce vin să mă fotografieze când mănânc? Adică pe bune... Acolo sunt alte legi, alte riguri, da, da. Da. Mama, dar de ce își permit să scrii așa ceva de tine? Păi că nu există o legi a presei care să-i mm -hmm. pedepsească mama, dar de ce ăsta care a stat la tine la masă și o îl văd la tine în poze și în casă, de ce acum scrie rău de tine? Că să-și băgare, Au luat niște bani, probabil. Mm -hmm. Da, știi cum e. Asta e societatea. Nu înțeleg. Le- dar uh, le-am explicat, i-am explicat sarei, zic, mama, ai venit în România, uite, ai apărut în ziar că ai fumat. Nu e ok. Nu e ok. Ești dincă. Păi, pentru mine le sunt încă mici. De le văd bebeluși. Ce mama, am 23 de ani. Ce zici? Am omorât pe cineva că am fumat? că adică e ceva, ruș gest rușinos. E zic, mama, vindem. Familia asta vinde. Datorită, din cauza noastră, datorită nouă, aceste ziare trăiesc. Că dacă n-ar fi 5-6 ca mine, despre cine am scrie? Le vezi călcându-ți, pe urme, și în materie de popularitate sau nu vor asta? Adică o vezi pe Sara Dumitrescu Sara, da? Sara. Sara da uh, Fiind de... noua Ana Maria Prodan Atunci copiii mei vor fi mari Nu ca atenție Ana zic, atenție. ca priză la oameni La da. public, nu ca ce vor ei păi, să facă uite, În viață Bebe, Bebe de când a deschis ochii, ca și mine A deschis ochii într-un reality show Pe care Doamne, deci dacă Ceva era neregulă Dacă Bebe la patru ani, dacă făcea testimonialele la reality show. Da? Mi-aduc aminte. Și se enerva cumplit că se uita în monitor și nu era ok imaginea. A, deci... Uh... Uit, la patru ani. Deci toată lumea rămânea blocată. Are talent în... în și ce îmi spunea, nu? Stop! Guys! A stăiat capul. Repetăm. Guys, gata cu țigările! Hai! Toată lumea e târziu. Trebuie să terminăm testimonialele. La patru ani vorbea liber. Ăștia stăteau, nimeni nu pleca acasă. Tu știi că noi am filmat reality show la un moment dat, 25 din 24, că erau îndrăgostiți toți de bebe. Așa, așa a crescut copilul meu. Da? Copilul meu este oprit și astăzi pe stradă, pe la mol, nu poate să ducă nicăieri, toată lumea îl cunoaște. Deci o mândrie... Bine, are și de ce să fie cunoscut. Da, deci are o mândrie din asta fabuloasă. Tu gândește că era capitan la Manchester City, în Abu Dhabi, și venea și mă lua așa de mână și spunea, Auzi, când eu o să fiu mare ca Ronaldo, tu o să stai în primul rând. Și eu zic, păi și tati? Și tati. Atunci când erați împreună. Dar. Adică atunci când îl privea cu alți ochi pe tatăl lui. Și tati. Adică Mami, tu o să stai în primul rând. Și eu zic, și tati? Și tati. Da, dar să știi că aici copiii sunt... Uh... E durerea. La copii rămâne durerea. Rămâne durerea aia când era mic îl vedea Dumnezeu. Mă uitam de când s-a născut îi puneam imaginea aia când juca el fotbal în Germania, când dădea golul uh -huh. la din lovitură liberă. Cu Bayern parcă. Și arătam, uite mami, tati, tu așa trebuie să fii. Și acum dacă mai există locșor în casă unde e o poză de-a lui sau ceva, vine, așteaptă, pune ceva acolo. Da. Noi nu mai avem nimic în casă cu el. Mai este peretele la celebru pe care l am dat eu cadou de 24-25 titlurile câștigate cu steaua, un perete cât ai tu studioul, uh -huh. da? pe care acum am comandat un colant alb. Deci l-ai șters de peste tot. Și din inimă, și din suflet, și din... Pentru, Casă. Că, pentru că. Și din rândul obiectelor. Da, pentru că nu pot eu, mama lor, să le spun fetelor iubiți-l, respectați-l, că ele îmi spun, alo, oprește-te, ne-a făcut de râs, s-a făcut de râs și a distrus viața. Astăzi este într-o lume unde tu ne-ai învățat că nu putem să ne uităm, că nu avem voie să ne uităm. El a declarat că noi n, n are nicio legătură să nu ducem la tatăl nostru, că el nu e tatăl nostru. Bebe vine și îmi spune ce vrei tu, mama? Ce să învăț de la Laurențiu? Nu zic de la tată. Ce să învăț eu de la tată? Să învăț ce să-mi distrug familia, să-mi trădesc familia, să fur banii copiilor. N-ai ce să. -ai cum să mai spui. Sunt mari, Viorel. Nu sunt bebeluș să nu înțeleagă. Repet, merg pe stradă și toată lumea vine și spune, pe fata mea, Sara, o iau toți în brațe, patron de restaurante, ți-am zis. Și spun, Doamne, cum a decăzut! Doamne, Dumnezeule, n-am crezut nici noi vreodată! Spune-mi, ești uh, patriotă? Suntem no. a, în perioada asta de... Dacă, a, de 1 decembrie! Da, de 1 decembrie, da, și toată lumea păi uneori suntem. bravează, uneori... Nu, asta, ă, asta cu. Nu ne aruncăm pe jos, că wow, ce bine ne merge. Pentru că societatea românească regresează, nu progresează. Vrei să-ți vorbesc acum ca un om politic? <laughs> nu, dar no. te-am întrebat dacă ai sentimentul ăsta. Eu am crescut și eu am, cred că de 10 milioane de ori mai accentuat românismul ăsta, pentru că eu am crescut într-o familie unde muzica populară, tradițiile, obiceiurile s-au respectat așa. Știi și cum e era, ca la carte? Și aveai de 10 ori mai multe motive sau ocazii da? să te stabilești în sănătate și n-ai făcut-o. Păi, tu vezi că tot acasă m-a tras. Asta acasă. spun. Tot acasă. Te mai duci, America, Dubai, da. Tot dar... peste tot, unde. Tot la București te vede lume. Știi cum e? Pentru că aici, aici sunt eu, Măi, acasă la tine, simți altfel. Am încercat să stau și în America, și în Dubai. Bă, dragostea pe care eu o simt când ies pe stradă și când vin oamenii, nu contează de ce vârstă, ce sex, mă iau în brațe, mă pupă. Doamnă, vă iubim, nimeni nu e ca dumneavoastră, este cea mai frumoasă, cea mai bună. Cum? Tu și ce simți? E ceva așa fabulos. Dar cum faci față acestui val de, de popularitate? Că presupun că nu e ușor. E și plăcut, dar nu e ușor să te vâneze toți, să te... Nu mă interesează. Dacă ieși de aici, și în primul restaurant, se uită tot restaurantul la tine. Da. Um... Singura mare problemă este că trebuie cumva să stai așa, să fii întotdeauna aranjat, știi? Exact. Adică în America, de exemplu, voiam să mă duc la 6 dimineața să-mi iau cafea de la cine știe ce magazinel mic, mă duceam în pijama. Aici nu poți. Cum? m lua lumea de nebună. Da. Deci Ana Maria s-a făcut de râs pe stradă, mergând da. să-și ia cafea în pijama. Tu ai văzut, tu ai văzut acela site ai văzut că am fost în bazar în Turcia, ce au făcut Pa! Ana Maria Prodan, rușine! A fost în bazar și a s-a uitat la niște haine din bazar. Că n-am ieșit cu pungi, nu m-au găsit cu pungi, știi? Păi, îți dai seama ce mici, ce oameni fără educație. A merge în bazar în Turcia este locul unde orice om de pe pământ care intră în acea țară merge în bazar. Bă, da. Este loc istoric. Dar orice om care e în situația ta are și dușmani, tu știi asta, sau adversari, sau oameni da. care nu sunt uh, atât de entuziasmați de el, ca să nu zic... Da, mă, dar ăștia sunt oamenii mici, care nu contează. Tu crezi vreodată în viața asta, uh, toți sunt șocați, toți din presă, tu te-ai la comentarii, eu? În 50 de ani nu m-am uitat în viața mea la un comentariu de la ziar. Sau de pe Instagram. Niciodată. Nu. Niciodată jur. Și tu mai vreau să te întreb care e cel mai mare neadevăr care s-a scris despre tine, dar dacă nu citești da. atunci ce se Nu, nu, comentariile oamenilor. Oamenii care comentează. Nu m-am uitat în viața mea. Dar atunci care La ce ai citit și ai văzut? Cel mai mare neadevăr. Hmm. Spus despre tine. Păi 90% sunt neadevăruri. Răutăți. Bun, răutăți. Păi uite ăsta cu Alexa a fost o răutate Că ai trăit cu el. Da, în condițiile în care aveam cea mai frumoasă familie. Mm -hmm. La vremea respectivă. Uh neadevăr ce s-a mai spus. Că am cerut pensie alimentară, nu mă cobor la nivelul ăsta. Niciodată n-am cerut un leu. În viața mea nimănui. Nu mă interesează. Păi e că am făcut deschis toate aceste procese cu pensie. N-am atât, dau atât. Ca la piață. N-am 3.000, n-am 7.000, dau, dau 2.000. Acum nu mai vreau să dau 2.000, fericit că 2.500. Doamne, pe ce copil mă trăiește cu 1.500 de euro pe lună? Păi, benzina la mașina mea e 100 de euro zilnic La una din mașini. Și da, eu stau Atât? în Snagov. Eu colin toată ziua, eu fac 152-300 de kilometri pe zi. Mm -hmm. Da? Cum? cum întreabă romul? Din ce trăiești? Păi, din transferuri. A, din business-uri. Deci, business în continuare. Ah, cum mi-am deschis mă, alături de copiii mei uh, site-ul de bijuterii. Și un parfum, parcă te-am. Am parfumul meu. Avem o grămadă de business -uri. Sunt asociată în 5-6 companii mari. Da. Doar nu trăim numai din vânzare de jucători, nu? Spunem, la 50 de ani va fi o petrecere grandioasă? Adică da. peste. Da. Da, mare. De foarte mulți ani nu mi-am mai făcut ziua pentru că nu eram fericită. Mie, asta mi se pare o bornă cu adevărat da. ieșită din comun. 50 de ani, jumătate de. De secol. Da. În ultimii ani și, mai ales uh, ultima zi de naște, ultima zi de naștere, știți, au fost așa total nefericite. Știți, nu mai voiam să-mi fac nimic. Știi? Încercam cumva să-l țin departe pe, pe soți de lume de femei. Mm -hmm. <laughs> uh, acum la 50 de ani, stăteam de vorbă cu codrin ștefănescu care pf, mi prieten de o viață de seama. Am crescut împreună noi. Uh, și el este născut pe 20 decembrie, eu pe 17. Și a zis, anul ăsta ne facem ziua împreună. Facem cea mai mare petrecere ever. Și acum ne uitam pe hârtie 300 și ceva de persoane. Zic, băi, Codrin, asta deja e nume. stai puțin, da, stai să vedem cum facem, că -i. Și azi, nu mă interesează. Eu am jumate din cei. Deci facem jumate-jumate persoanele. Și ne tot uităm. Crește lista, crește lista. Și unde Patru... La Casa Românească, cum? Cu lăutari sunt româncă. Nu, nici nu m-am înduit de, da, de muzică. Lăutari, muzică lăutărească, muzică de toate felurile românească, nu contează. Manele, de toate. De toate. Înțelegi? Mm -hmm. și atunci așa facem un spectacol adevărat de muzică românească. Cânți? Și... Da. Nu zic, o să cânți? Nu că da. Dar pe o când la toate petrecerile. Tu ne auzi eu cânt la mine sunt atentă să nu cumva să sară cineva vreun cuvânt din melodia Și care știi? ar fi cel mai frumos cadou pe care l-ai putea primi? Dincolo de sănătate, logic, și familia să fie sănătoasă și nu aspectul ăsta. Bă, dacă mi-aș dori, dacă mă întreb acum, mi-aș dori, ți-am singur lucru pe pământul ăsta să am alături de mine un bărbat. Dar un bărbat adevărat. Asta este ceea ce îmi doresc eu. În rest am de toate. Fac bani singură, am mașini, am case, am bani, am bijuterii, am tot ce vreau. Nu. Nu. Vreau un bărbat adevărat. Și eu doresc să se materializeze cât mai repede această dorință. Da. Îți mulțumesc. Și eu. Ana Maria Prodan, chiar o ediție tare de tot pe care nu trebuie să o ratați, așa cum nu trebuie să neglijați ceea ce vă spun acum, să vă uitați și să vă abonați. Tare de tot. Cu bine!